Bună ziua! Da, luați locul unde vă este, cum ați? Dar eu cred că n-avem, în spate sau de aici și ori nu prea. Da? Fără, cred că n-avem nevoie de microfon, așa? Ну, я мой бини во вода шедим. Чуваришь, фарм микрофон. Так и нас ауды, был встречен на микрофон. Ваш сауди окей? Eu, în primul rând, vreau să vă salut pe toți, vă mulțumesc pentru că ați găsit timp și posibilitatea să ajungeți la discuția noastră de astăzi. Pentru cei care ne vor urmări live, apropo, acum, deci este camera noastră de la partid, la Chișinău, operatorul, nu e o problemă dacă întâlnirea asta seară o dăm live, ca să o vadă că mulți scriu și în grup din cei care sunt roma, în vedere din orașele mai departe. Din Italia, n-avem și ascunde. Da, corect. Nu, trebuia oricum să vă întreb. Noi nu sărim de parte de parte. Da? Ну, uitați-vă, dacă noi discutăm, când noi n-ați discutăm ceva separat, adică vin doamnele și se așează și... Deci, acum o lună și două săptămâni s-a luat decizia să resetăm partidul nostru la nivel național. Suntem o echipă de oameni gospodari, de ce sunt sigur de, pe echipa care o avem astăzi. Noi n-am avut și nu avem deputați, membrii guvernului. Noi avem astăzi 8 primari de orașe. Toți au câștigat deja câte două, unele trei mandate de primari. Voi știți foarte bine, când sat, când oraș, prima dată omul votează când ceva îți promite. Dacă n-ai făcut nimic în 4 ani, niciodată oamenii n-ați votează a doua oară. Și faptul că toți primarii noștri, repet, că e Cantimir, Vulcanești, Glodeni, Fălești, Дроке, Рышкань, Дондушень. Мажоритатя примарилор, când au mers a doua oară с чара la cetățeni votul din credere, au fost votat cu 70-75% în primul tur. Asta este o demonstrare clară cu omul la locul lui. Că când în primul tur iei chiar 51%, deja e bine. Dacă n-ai 70-75%, asta înseamnă că primarul 4 ani a făcut treabă. De ce undeva am insistat în 2021, la alegerile parlamentare, la noi erau majoritatea în listă primari de orașe și unii concurenți spuneau, ei, și azi fac un primar în Parlament. Primarul este omul care deja cunoaște problemele oamenilor, cunoaște legislația, știe, a lucrat cu documentele și mulți miniștri din actuala guvernare nu cunosc. Că chiar să-l luăm pe domnul Spânu, care a devenit dominator, cum îi spui în lumea pe Facebook, omul toată viața s-a ocupat doar de offshore-uri. Și când după offshore-uri devii ministru și ai sub control infrastructura, energia, transport, drumuri, n-ai de unde să te aștepți la un rezultat, că omul nu a lucrat măcar o săptămână de zile șef de secție într-un minister sau într-o primărie. De asta azi mulți cetățeni s-au trezit, la unii le-a trecut hipnozul, cum spun, că cumva știți cum, la noi cea mai mare problemă națională, să știți că era speranța oamenilor, nu se uitau cine în listă, ce experiență are. Se uitau cine cu Europa, cine cu România, cine cu Moscova. Și din punctul de vedere, cam toată lumea lua decizie pe cine și când să-i boteze. Eu fac tot posibil și imposibil ca să distrugem aceste principii. Că ele distrug țara, ele au fost pe Ledimeu, care avea suport european, mondial, ați văzut cu ce s-a terminat. Cu părere de rău, așa o să se termine și cu pasul, din cauza că, da, eu n-am auzit niciodată și public spuneam la televizor că eu n-am
нишу информации к мая с фурис фи импликатим пулек урвариал ти мизерии карли фачат до домшалти. Дар дака его екипа марта, а поморь что он приуну к удынса, дика посту смежешь тет глобу помынтес де димняц пансара, сай супорь для партнер, дар тре сай мынь. Реали кари вор реализат тоати ачисте промисюни. И мы не лезте нуляв, да чел мы урыт лукру. К ей ну акцептат, ши ну акцепт астас, дака ведец к на авец печалиш. Кемат сла дискутия. Партиду ностру, платформа да, кику, диначеш сочалиш. Уйтат сла дака, чей кандидат сла министр вор реагенции, а уалти партиди, к ну трести рушинез. Мы бини спуй к ну ам будь министр пендрум гуверна трек, шейсер делалцы, ну-ți place cum lucrează? Nu-ți place cum lucrează? Ei dat jos că pasul are majoritate 63 de mandate, adică pentru dânsă nu-i niciun risc. Nu? Cei de la PAS spun așa, că nu, noi avem 63 de mandate și dacă luăm miniștri de la alt partid, oamenii zic că n-avem echip și azi pierdem ratingul. E mai tare și pierd ratingul azi prin incompetența la mai mulți miniștri. Și plus, oamenii deja s-au saturat de incompetența unora că le suferă buzunarul. Eu am ieșit public, am condamnat războiul, dar în același timp războiul în Ucraina. N-are dreptul nimeni să omoare copii, tineri, inventând că iată, vroiau să ne atașe pe noi, că nu ies în laborator, creșteau răți, teroriști și nu știu ce. Dar asta nu înseamnă că Moldova trebuie să iasă din CSI. Din SNG, cum știu anoștri, că astăzi sunt acolo Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia, deci nu e numai Federația Rusă în CSI. Și astăzi Moldova, având o platformă de colaborare și cu UE și cu CSI, trebuie să câștige economic. Noi astăzi nu trebuie să mergem după principiu unii mai bune are relații Maia Sandu, Dodon, Usatăi sau alții. Pe mine mă interesează bunăstarea cetățeanului din Republica Moldova. Și am spus clar, dacă eram și sunt în război cu unii cetățeni, în ghilimele, din Federația Rusă, din serviciile speciale care au încercat să mă facă politician de buzunar, cum au făcut-o cu Dodon și cu alții, și n-am acceptat-o, asta nu înseamnă că eu, având război acolo, nu trebuie să negociez gazul, de atât că gazul doare nu contează. Eu e unionist, omul pro-rus, ori pro-european. Acum Watchdog, finanțată de americani, de europeni, a făcut un sondaj. Spuneți, vă rog, trebuia sau nu Maia Sandu să negocieze gazul la direct cu rușii, ca conducător de stat. 76% au spus, da, trebuia așa cum au făcut-o alți lideri de stat. Nimeni nu a spus că trebuie să o umilească, să înjosească. Dar astăzi că noi avem statele europene care deschis susțin Ucraina, dau armament, bani, altă ajutoare și ei achită gazul 600 de euro și la noi se achită 1200 ca țară, dar la om ajunge cu 30 de lei, cu 1500. Eu nu înțeleg cum noi putem să avem gaz încă o dată, cel mai scump de pe globul pământesc. Ați greșit cu spânul. L-ați trimis, nu cunoaștea rusă, o mers fără experți. Ieșiți public, recunoașteți, renegociați un alt contract. Se întâmplă tot în viață. Nu vor să recunoască nici o greșeală, tot a fost bine. De asta, visul meu este ca prin resetarea partidului nostru. Noi să obținem două lucruri. Primul, să construim într-adevăr cel mai puternic și sănătos partid din Republica Moldova. Doi, venind la discuții și întâlniri cum o avem astăzi cu dumneavoastră, noi în paralel trebuie să facem lista rezerva de cadre, AMU. Nu când ajung la guvernare câteva partide au făcut coaliția și pe urmă unul cată cu mătru doctor pentru ministru, altul caută prin polițiști cunoscuți pentru ministru de interne. Noi astăzi trebuie să stabilim și cei care se află în Moldova și care se află în afară de țară. Primă. Cei din plecați, cum sunteți dumneavoastră? Eu știu foarte bine că o parte sunt plecați de mulți ani și nu vor să întoarcă acasă. Sunt 20% care spun deschis că copchini sunt aici, afaceri, lucru. 80% știu sigur că vor să întoarcă. Abia cei care vor să întoarcă acasă, noi astăzi trebuie să știm câți avem ingineri, economiști, juriști. Noi astăzi suntem în situația când sunt oameni cu două
Studiis superioarei și fac curățenie în Italia, ori colonii care lucrează șoferi pe rutier din cauza timpului, nu i-a plăcut cineva la un minist sau altul. Ca oamenii, înainte de orice tip de alegeri, că sunt locale, că prezidențiale, că parlamentare, noi să-i spunem, iată, vă arătăm echipa care o avem. Care se află în țară, iată cei care se află în afară și care sunt gata să revie dacă devenim parte a guvernării. Această rezervă de cadre este cel mai important lucru pentru mine, deoarece când aud discuții, dar care sunt, care este vectorul partidului nostru, pro-Rusia, pro-UE sau Unirea, eu zic, terminați cu vectorul. Astăzi pe mine mă interesează vectorul național de dezvoltare. Noi suntem azi, vai de capul nostru, un stat care îmblă cu cerșitul și împrumută bani. Banii tot îi mâncăm, se consumă. Toate țările, ca să știți, împrumută bani, chiar și cele mai mari. Dar împrumută o parte de bani pentru să menține situația în țară și o parte îi investesc în economie. Anul trecut, Republica Moldova a primit 1 miliard de euro din UE, din care 800 de milioane împrumut și 200 de milioane grant. În afară de 800 de milioane împrumutate anul trecut, s-au împrumutat încă peste 400 de milioane de euro în băncile din Moldova. Deci, 1.200.000 se mănânci într-un an. Să arăte la oameni, coleacă le ridic pensia înainte de alegeri, deci ceva au crescut salariile la profesori sau doctor. Asta e o operație. Dacă din 1.100.000, măcar 400 de milioane se investeau, și nu contează că e complex de vită în sat, că satele la noi nu nasere, n-a să aibă o viață, dacă omul în sat n-a să aibă o activitate. Noi împrumutăm, îi mâncăm, datorii externe. Eu când am venit în politică în 2014, era 3 milioane jumate de dolari, astăzi ne ridicăm de 10 miliarde. Toți vorbesc numai despre miliardul care l-a furat Șorcu, Filat și Plăhutniuc, dar a ei slanti. De asta vectorul nostru este vectorul național de dezvoltare. Pe mine mă interesează producerea. Pe mine mă interesează ca Republica Moldova poate fi un stat puternic, așa cum sunt multe altele, doar dacă ceva produce. Faptul că o să mergi permanent cu împrumutatul și ca să ceri de mâncare, asta e ca fiecare din voi, sunt sigur că ați avut situații în viață când vine un cunoscut, un vecin, împrumut, te rog, 100 dolari, chiar ca să încălzi copchelul, să-l îmbrăc, de mâncare, alt. Omul, într-o zi, deja devine dator cu 1000 de euro, că v-a luat 50-100, și el n-are de unde să-i întoarcă, banii ăștia au fost mâncat. El nu i-a băut, nu i-a pierdut în cărți. Omul banii ăștia i-a mâncat, dar el n-are nicio șansă să vă întoarcă, că dacă cu 1000 asta de euro îți cumpărau niște pruni și suscau și undeva îți vindeau, deja dintr-o 1000 de euro puteți câștigi încă 200. Noi astăzi mergem pe cu niște puncte foarte clare, care din 2014, slavă Domnului, devin tot mai clare pentru cetățeni, fără plan de dezvoltare a țării. Noi nu putem să facem nimic. Fiecare din voi astăzi, dacă se întoarce acasă, și nu contează în sat sau în oraș, și doriți să investiți 10.000 de euro, 30.000, 50, depinde de posibilități și de bani atât. Voi nu știți unde să investiți. Voi veniți haotic, atât în sat, cu deschidă bar, dă deschid și eu unul, parcă merge. Pe urmă că l-a omorât și pe acela care deja a deschis și a vostru îl închideți că oamenii n-au capacitatea, fiecare an le scade capacitatea de a cumpăra. Noi acum, chiar ca proiect, până ajungem la guvernare, în Parlament, eu am discutat cu mai mulți oameni de afaceri care sunt stabiliți unii și în Italia, au fabrici, companii mari, le spun, dați deschidem 3 centri de consultanță, la sud, centru și nord, care când omul vine de peste hotare și vine, spre exemplu, în Drochea, să-i spui, băi, nu mai deschide frizării, că sunt 5. Nu se merită. Și cumva oamenii să fie îndrumați de experți care cunosc situația în oraș, în raion, să spui că n-ajunge o brutărie, ori n-ajunge o spălătărie auto. Cu oamenii, tot brișeniu vine la lucru, tak, aha, tot cresc mieră, cresc și eu. Pe urmă stau cu dânsele pe deal, că la noi oare e bruma, oare e jer, oare
Mere sunt multe și pe urmă tăi știrile la televiziune. Că stau merele pe deal, și în zi de bănuți să văd, dar nu mai creșteți și, și nu este un plan de... Nu face nici un plan de... Nu ține parte din planul de modernizare. Iată problema noastră. Și astăzi, discutând de astea trei centri, oamenii să aibă informații clare. Și este într-un raion și nu. Că când aud că oamenii muncesc câte 10 ani pe hotare, vin au investit un ban, au mai împrumat 20.000 la prieteni, oare au luat un credit la bancă, afacerea a murit și iar la 10 ani la zarabotcă îți dai datorile că nu ți-a mers business-ul. Noi vom face acest lucru, astăzi suntem în căutarea specialiștilor. Cei mai buni sunt cei care deja sunt pensionari și au activat într-o bancă. Că ei au văzut sute mii de business planuri, adică asta sunt oamenii care au auzit idei și reale și din domeniul fantastic și tot așa. Pentru mine e important ca tot cei care se implică în resetarea partidului, fără voi nu putem să construim un partid sănătos. Vă dau un exemplu foarte simplu. Eu nu pot să cunosc în localitățile în care v-ați născut, ați trăit dumneavoastră în Moldova, oamenii ca să știu care e bun, care e un gospodar, care e vai de capul lui și tot așa. Când în partid vin mulți oameni, cum nu înainte pe timpuri ne băgau ca să ne mordărească partidul diferiți oameni, noi nu putem fizic să verificăm 10-20 de mii de oameni. Asta nu e real pentru nimeni. Dar când fiecare din voi, și asta o să fie prima rugăminte la dumneavoastră, o să vă gândiți în satul, orașul, unde v-ați născut, unde ați trăit mulți ani, care este persoana care ar putea să reprezinte partidul în mahală sau în bloc. Mai bine ca voi nimeni nu știe vecini. Chiar dacă de mulți ani sunteți plecați, aveți în sat verișori, cu mătri, nepoți, care o să vă dea situația reală și o să vă dea informația reală despre o persoană care vrea să reprezinte partidul. Noi am greșit strategic la parlamentare, chiar și la prezidențiale, că la noi oamenii gospodari, chiar care sunt buni, luau, mergeau prin sate, dădeau ziare, pleani, și când ne uităm, rezultatul nu e cel la care l-am așteptat. Răspunsul e foarte simplu. Când vine un om într-un sat și oamenii nu știu, ei nu-l cred. Asta e psihologia omului. Dacă noi, dumneavoastră, astăzi stăți, ne urcăm în două autocare și mergem astăzi să ajutăm candidatul la funcția de primar din Milano. Oamenii să iei la noi ziare, a spui mulțumesc. Dar încrederea o să fie zero, nu de atât dacă suntem răi. Oamenii nu ne cunosc. De asta noi partidul astăzi îl construim pe măhăli. Că chiar în multe sate, așa din hârtop nu iubesc pe cei din deal. Așa din deal nu estimează pe cei din hârtop. Și până o să fie omul pe măhală, care o să vorbească doar cu vecinii lui, el nu trebuie să meargă în satul vecin, el nu trebuie să meargă nicăieri, că fiecare om are minimum 20% de oameni pe cei mahală care au încredere în tău. Și dacă... Noi nu cătem vedete, că mulți lideri de partid trebuie decătat numai lideri care au mult pământ, care au magazin în sat, bar. Nu e adevărat. Eu am întâlnit situații când o profesoară de muzică la școală avea autoritate mai mare ca primarul satului. De asta noi ne orientăm după oameni care vor o schimbare și care sunt gata să ne reprezinte în mahala sau în blocul lor, dacă e un oraș. De asta, încă o dată, prima rugăminte la dumneavoastră. Nu avem niciun termen, dar dacă din partea dumneavoastră, în timp de două săptămâni, în grupul Partidul nostru Italia, sau mai organizăm noi câteva e-mail-uri noi, să scrieți, în satul meu am discutat, este gata în mahală domnul Ion sau doamna Tatiana să reprezinte partidul. Și mie deja nu o să-mi fie frică să vorbesc cu persoana asta, că voi ați recomandat omul, voi l-ați verificat, știți, și știți toată biografia. Și iată așa numai poate fi oameni. Unul din cele mai triste exemple din viața mea, când unul care vindea icoane și fotografii la intrare în piața Florești, a câștigat orașul. În turul 2, Ceapa, îi spune cetățeanul,
Канам афлачини он. Антуру дой прима дат инвяцем аргам ла Думнезеу ка кандидату ностру спиарда. Ну, врау с каштига. Ши ел улашу каштига. Домни ферешти хаусу факутам флорешти. Им прима дэди лукру. Во вне домни лекаря раун сарчинати. Со дунат или с организацией чинты. Так, фикаря вообще вот кти оп меделей калзел примару на ворне. Адика, али нет не ащер утур скузала уамень. Лям не стала, теренур держака, семафор, парепарат. С вами не будет, я ртаться к вам отду, саша он идиот. Адика, ну куда-то. Дардака, у вами не дим флорешт, он делегал, а шаком дискутем к вас сразу. Шивеня у отунь спынем. Чапа, не шнул, приника, есть, дом не ферешт, и осадеструга, шиворашу, шпартиду. Ну и останам факут, шкасну репетем, грешель есть, în sat, dacă iese cineva, noi deja, oamenii care iese la direct prin internet, îi verificăm noi, de la dumneavoastră aștept, nu aștept să-mi dați 10 oameni, 20. Îi cunoașteți pe doi, dar și sunteți siguri că acești doi domni, doamne sau domn și doamne, o să facă față, vă rog, înscriți că eu merg acum personal în fiecare sat din țară să construiesc organizația de partid. Acest lucru a fost făcut pe timpuri corect, doar de Voronin, pe timpul comuniștilor, Voronin real, și n-ar spune lumea, primul mandat al lui de președinte, Voronin era la locul lui, până nu l-a crescut pe Plahir și restul pe care i-a crescut el, era ok. El mergea cu moscviciu pe atunci în fiecare sat, făcea cunoștință cu oamenii, el într-adevăr cunoștie real cel mai bine în țară, tot se întâmplă în orice sat. El personal a fost, a făcut cunoștință cu primarul, cu ucescovii, cu preotul și într-adevăr. Asta e o practică foarte bună, care eu deja o fac. Eu sunt gata să trăiesc în avioane, să merg dintr-un sat în altul, în diferite orașe, pentru că când ajungem la alegeri, oamenii să nu-i mai aibă la noi întrebări. Eu fiind primar de Bălți, vinem cu lună de zile înainte de alegeri la întâlniri cu oamenii, oamenii spune, domnul Sate, te vedem prima dată, ori noi te-am văzut din 2014. Zic, eram primar de Bălți, nu pot, ei, așa îți trebuie ție, așa să începe. Plus, omul atât de tare traumat la psihologic în timpul alegerilor, că când pe o stradă vorbește cu Sate, pe a doua Andrei Năstase, pe a treia Tauber, pe a patra Curcani împărțesc grecică, și omul e bludnic, el vede 40 de partide diferite culori. Cu oamenii trebuie de discutat, de făcut cunoștință amul, dar nu cu o lună înainte de alegeri, când îți caută voturi. Noi astăzi, cu părere de rău, constatăm că ce se întâmplă în țară e foarte trist. Eu public am ieșit și am spus că creșterea ușor și unii alții ca dânsul, se întâmplă din cauza incompetenței guvernării. Nu de atât ușor are un program, sau împărțește mai multă tușoncă ori hrișcă. Cu oamenii se uită în sat și fac oamenii buni și automat încep să caute pe altcineva și îi dezamăgesc. De asta revenirea noastră în politică activă este explicația foarte simplă. Când unii spun că ia că de ce usat, o bine, dar orice fac, dar pentru și... Închipuiți-vă că într-un an de zile avem să văd reforme reale. Avem să văd că ceva schimbă. Pentru ce este duși să bați lumea la cap, dacă e tot ok, tot se dezvoltă. Da, nu așa repede cum vroiem noi, dar este o dezvoltare. Dar când am văzut eu că, cum spuneam la Gonța, și nimeni nu mă crede cu părere de rău, sunt videouri unde vorbeam care presuri vor fi la gaz la Lunenă și tot spuneam cu sat, nu înțelege și vorbește, care gaz de 18 și 20 de lei, dar el a ajuns la 30. Și explicam de ce se întâmplă acest lucru. Fix așa cum explicam, pasul nu de atâta că e coruptă guvernarea. La dânsă corupță sunt puțin, dar sunt, părere de rău. Dar incompetența omoară astăzi țara, în unele cazuri mai tare decât Plahotniuc pe timpuri, făcea o schemă, dar fura un grup de oameni de lui și era un furt, să-i spunem, organizat. Astăzi, credeți-mă, în Moldova nu e democrație, e anarhie. Anarhia asta fiecare tărâie și poate. O scândură, un sac de ciment sau să fură întreprinderile care sunt. Ia că problema cea mai mare.
De asta noi, eu nu vreau să mă trezesc într-o zi, că din cauza incompetenței lui Andriuha Spânul, dominator și altor miniștri, să ne trezim cu ușor și cu nu contează cine la guvernare, de atâta că pasul, după cum a făcut-o Șpile de Mel în 2014, a distrus la oameni visul european și crește partidele de stânga. Ei nu-mi place când îi numesc de centru, de dreapta, de stânga, ne împărțesc în pro-europeni, pro-ruși, pro-români. Astăzi, în partidul nostru, sunt cetățeni, o jumătate îi spun că limba e moldovnească, jumătate îi numesc limba română. Și eu nu văd aici strategie și e mai mare. Dar numiți-o cum vreți, dar să ne apucăm de lucruri. La noi 30 de ani, limba noastră, limba voastră. Și noi, în loc de vorbim despre probleme în economie, inventăm de fiecare dată bătălii politice, cum ea că vă mai spun și eu să fac pasul în următorul timp. Vreau să demonteze toate monumentele sovietice. Să vedeți ce ați înseamnă în țară. Ați fie jumătate de oameni care spun, băi, lăsați-l și pe Pușkin, unde au mai rămas într-un sat leni. Adică, asta nu e o problemă. Dacă pe timpuri Mișa Gimpu, care eu consider că e cel mai bun, o să fie director de Costiujeni, a pus o cheatră în fața guvernului, cheatră asta e istoria perioadei lui Gimpu. Eu văd în Europa multe monumente sovietice care șed foarte bine mersiri, au grijă de dânsele și de cele sovietice și de cele europene. Asta nu e problema noastră națională. Numai că la noi iar 3-4 luni, oamenii ca să nu vorbească numai despre preț, lunină și gaz, azi înceapă de-a bune apăra monumentele, alta azi zică, malăță, dați-i bătaie înainte, că e bun. Eu vreau să nu numai chestia asta. E joacă pe creația noastră. Corect. În română îi spune foarte frumos două vorbe. Una, definiția vrăjală și alta e mumeală. Și că la moldovenii îți dă și una și alta, că moldovanul să aibă temă de acasă. Și îți dă mai puține întrebări, sunt de salarii, pensii și tot așa. Este un lucru foarte urât. Eu am demonstrat în Bălți, fiind primar, în Bălți, orice document în primărie, și sunt de vorbitori de rusă, fără soluționarea problemei este, noi niciodată n-am să reintegrăm Transnistria. 90% vorbesc rusă, ca și în Găgăuzia, cum era și în Bălți. Ce am făcut? Fiecare document în primărie Bălți, spre exemplu, dispoziția primarului, în limba de stat, pe o parte, alta rusă. Eu, care am absolvit școala rusă, ne-am perfecționat vocabularul, că unii nu ne-era clar, întorcem și mă uitam în rusă. Și fără ca să introduci limba de stat, a doua limbă, tăți simplă, tăți hodorjeți de 30 de ani, omul doar nu șire limba de stat oficială să fie limba rusă. Omul vrea să aibă traducere la medicamente. Deși când merg în Iași, cumpărați orice medicamente în România, vedeți traducerea în 20 de limbi. Maghiară, turcă, spaniolă, rusă, ucraineană. Așa să așa și la noi, dacă spuneți că mergem spre UE. La noi, nici practicile bune nu sunt preluate cu amenzele în țară. În România, deja și în mai multe țări, și ușor, prin decizia judecății, sunt anulate camerele astea care tot le plicurile astea care le primiți și în Italia acasă. Mai mulți țări europene lasă camera de filmat numai pentru probleme de securitate. Un jaf, un Ford, un accident. La noi, la capitolul invenției ștrafuri, Republica Moldova e numărul 1. Tătă Europa îți ridică permisul dacă ai încălcat cu 50 de kilometri mai mult decât îți permite. În Republica Moldova deja vor 20. Camerele în țară deja o să fie mai multe, cred că în 10 ori ca în Italia. Deci la noi permanent se inventează cât mai mult strângem rublu de moldoveni. Nu contează. Din amendă, din taxă. Nimeni nu ies să se explice cum moldovenii să câștige mai mulți bani. Noi, programul nostru, care, uitați-vă, dacă vedeți la alte partide, au cărți întregi. Când ai ajuns la Nijlo, citești programul, ai uitat cu ce ai început. Noi avem 4 pagini, dar eu sunt gata să răspund pentru fiecare punct din dânsul și să-i explic cum o realizez și, cel mai important, când o realizez. Majoritatea punctelor n-au nevoie de bani. Cum proiectul care așteptam, cu acești divămare pentru mașini.
Coborâți prețul la divamare cu 30% ștăți moldovenii, care un milion avem pe hotare, cum eram și eu pe timpuri că trebuie la Moscova, deși divamam mașinile în Moldova, chiar era mult mai ieftin ca în statele UE, s-o pun la evidență, ori în Federația Rusă, era încă mai scump. Astăzi deja cu taxa de lux. Eu sunt de acord cu taxa de lux pentru mașinile care costă de la 100.000 de euro în sus. Dacă îmi văd Toyota RAV4 taxă de lux, haideți și-mi serioși, adică asta e bătaia de joc. Deci, oamenii înainte, eu știu că sunt sigur că și moi, mulți din dumneavoastră din sală ați făcut acest lucru, deși îmi place să merg în UE și în Moscova cu numere moldovenești. Că mai ieftină vama prima, a doilea plus. Camerele în Europa și Rusia nu citesc numele moldovești, nu-ți vin ștraf. Omul când vine acasă și vede, spre exemplu, mașina, dacă răspunțenim matriculată cu numere europene, îl costă 30.000 de euro. Dacă vede că întoarce TVA-ul și Republica Moldova, divamare e mai mică decât TVA-ul în Europa, omul automat îți mă registrează acasă. Și multe lucruri simple. Înregistrarea avioanelor, să o facem cei mai ieftină de pe globul pământesc, ne-ar da în buget 50-80 de milioane de euro pe an. Bani care din pod. Deci la noi nu se elaborează proiecte. De asta noi mergem înainte cu promisiuni, nu găsiți o propoziție, cum scriu ei. Pensia 1000 de euro ca în Europa, la profesori 2000 și la... Doamne ferește! Noi își putem da aceste salarii dacă vor fi realizate primele puncte care le-am scris și țin de economie. Fără economie puternică, orice polician care vine și începe băga, peste jumătate, dar din toți dai și pensie. E mai grav altceva, că la noi, la primării, spre exemplu, am cerut de la toate guvernele permisiunea ca primarii să decide și salarii să dea la lucrători de primării. Nimeni nu a fost de acord, cum îi spune, ați faci un bolț, ați vrei tot țara. Fiecare primărie câștigă un ban, dă ceva în chirie, vinde un teren. În primărie Bălț, juristul care avea 100 de dosare înjudicate, fiecare jurist pentru primărie, avea salariul de 5.000 de lei pe lună. Adică eu nu putem să-l ridic, nu-i permite legea. Măturătorii în Bălț, care mătură. Când am venit primar, avea un salariu 1.800 de lei, când am plecat, le-a ridicat la 6.000 de lei salariu. Deci măturătorul are 6.000 de lei și juristul, omul care a făcut studii, care luptă în judecăți pentru bunurile primăriei, eu n-am dreptul să le ridic salarii. Când măturătorii sunt la întreprinderi municipale, dar la întreprinderi municipale statul permite să vin tineri cu școală bună în Moldova, în țări europene, să aranjeze la lucru. Sunt minte, auditor în subordinea primarului, au venit două doamne să angajeze, era salariul 3.800 de lei. Auditor cu experiență de 10 ani. Cine a să vii la 200 de euro, când maturatorul îmi băs prinește 6.000, șoferul poate să prinească la trolebus și 10-15.000 pe lună. Iată asta. Deci la noi e țara plină de aberații din начальниști. La начальниști toți suntem locul întâi. Eu înțeleg că eu pierd voturile, cum mi-au spus unii concurenți, cu tu nu vorbi despre lichidarea consiliilor raionale, că îți faci reputație rău și oamenii în astea voteză, că toți au neamuri consilierii raionale. Dar asta e o brigadă de nahlebnici care stau în Consiliul Raional. Câte partii de, au făcut coaliția, atâtea vicepreședinți de raioane avem și svoim primarăm. Dăm bani, dar sunt primari care nu au primit cât 5 ani de zile nici bani pentru 100 de metri de drum, că el oare e independent, oare e la alt partid. Dacă lichidăm Consiliile Raionale, încă o dată, raionul rămâne la locul lui. Cu toate serviciile care se acordă oamenilor. Dar lichidând Consiliul Raional, ce se va întâmpla? Banii vor fi împărțiți între sate, după numărul de locuitori și câți metri pătrați are satul. Și nu contează că e primar de la Maia, de la Dodon, de la Usate, ori independent. Și asta e corect. Deși suferi oamenii în sat, că primarul nu s-a schimbat furașca cum i-a fost cerut de unii președinți de raioane. Dar acești președinți de raioane, președinți cu consilieri, șef de direcții, mașini de serviciu, pe noi anual ne costă sute de milioane de lei.
Eu mai bine cu acele sute de milioane de lei mă împărțesc în fiecare sat câte 100 de mii de lei, că cu 100 de mii de lei cumperi 50 de... poți instala iluminat stradal pe 50 de stâlp. Și cu 200 de euro azi îl cumperi plafonul foarte bun. Iaca și trebuie de făcut. Noi avem astăzi polițiști mai mulți ca număr decât în Chicago era pe timpul războiului cu mafia. La noi doi lucrează, 10 sunt năceanici, cam asta e situația. De asta la mulți nu le place că spun că iaca usată-i vrei reforme radicale. Da? Eu dacă în Bălț în Blanc cu PC, PC, cu dumneavoastră, tot suiem în cap și nu facem eu nică. Nici la piețele din Bălț și restul lucrurilor care au fost schimbate. Noi n-ați citim azi program. Eu am venit să fac cunoștință cu dumneavoastră. Eu vreau să vă aud ideile, propunerile, întrebările care le aveți. O să ne întâlnim de atâtea ori de cât o să fie nevoie. Apropo, pentru cei care ne urmăresc în live, vreau să explic încă o dată, că am primit sute de mesaje, scrieți adresa unde să venim. Prieteni, a cei care s-au înregistrat pe site, sau cineva au venit cu unul care deja s-a înregistrat, eu vreau discuții. Noi nu facem azi întâlniri pe stadion, pur și simplu să vii 500 de oameni, că dacă chiar vin 200 de oameni, nu mai înțelegi nimic. Nici oamenii nu poți să-i cunoști, nici nu poți face rezerva de cadre sănătoase. De asta, când merg, noi nu facem astăzi alegeri, întâlnire înainte de alegeri, să convingem oamenii să voteze. Eu astăzi fac cunoștință cu cei care vor să participe la crearea partidelor în sat, oraș, diaspora. Nu contează țara care unde se află. De asta cei care se înregistrează, de la voi voi merge în Germania mâini, și tot așa. Unii văd că s-au înregistrat un grup, așa cum la dumneavoastră, la ăștia vin, că îți public adresa, zic, nu vreau să o public, ca și buturdom. Nu închipuiți-vă că chiar dacă luam alt sală și vin 300 de oameni. Eu n-am să-i memorizez, pot să-i memorizez maximum 50 dintre așa. Mă rog, mă rog. Deci nu mergem cu stadioanele. Când o să fie alegeri, întâlniri cu cetățenii, unii poate fi de orice întrebare, asta să fie alt tip de întâlniri, unii le facem în aer liber, poate fi și 500 de oameni din orice localitate. De asta vă rog, propuneri, întrebări, vreau să avem o discuție. Poate. Florina, e important să facem tot posibilul că nu cumva să ajungă la putere șor. Că văd că face dezastru în Moldova. Cumpără la dreapta, la stânga. Să aruncă bani. Spuneți-mi, vă rog, iată, eu nefiind ministrul de interne, procuror, director LSIS, dacă nu venim eu în 2019 și nu ieșim la conferință de presă, când am găsit raportul Kroll, despre care tăți vorb eu 5 ani, nu m-a clăt găsit usate. Și l-am făcut public, unii era scris Șor, Filat, Plahotniuc și mai departe. Din 2019 până azi suntem în 2023. Hai că în 2019-20 era Dodon cu PD, în coaliție, pe urmă Dodon era cu Șor. Doamna Maia Sandu a devenit președintele cu un rezultat foarte bun, din cauza nu că toți erau fanații ei, inclusiv eu. Că mulți s-au dus voteză contra lui Dodon, fără ca să o iubească. Că mai că ca Dodon era cel mai mare rău. Deci, în 2020 dumneavoastră câștigă prezidențiale. Acum le-am dat un an jumate până a revenit eu. Că într-adevăr înțelegem că nu poate într-o lună, trei luni să-l tochească pe Șor și restul șmecherilor în țară. Dar de mai un an jumate ai ministru, procuror general. Spuneți că Stoianoglu e rău, l-ați închis pe bespredelul, ați pus de-a voștri, pistită. Șor până mă, nu contează, că e culoc pentru protest, că e culoc să mint pensionari. Asta, deci încă o dată, din competența celor care sunt la guvernare, îl crește pe Șor. Nu de atât că el are mai mulți bani, ori cheltuie mai mulți. El cât s-a cheltuit, atât aș cheltuia. Eu nu-mi dau seama când tot 2019 Plahotniuc fugise în America, eu ezic, так, плохо я в Америке, так, я как уже где в Америке, а мой в Стамбул, в Чипру, в Норд. Если, ну, цементичение, где в Амень Буль, у Луны Урма,
Spune, da, noi am aflat că plăcodim să află în Turcia și în Cipru. Spune, nebunul, eu asta am spus-o 2 ani în urmă, fără să am ministru și procuror și mai departe. Voi ați stabilit unii, el în 2 ani. A fost grosul la Erdogan, presa îl întreabă. L-a întrebat pe domnul Erdogan, dacă mi-l dă pe placa, orice cu profesorii turci care au fost furați de Moldova. S-a rușinat, nici nu a întrebat. Stați, dar voi strigați, stăți la proteste, că Erdogan e dictator și noi am ușa să ne razbirim și profesorii îi aducem înapoi. Și voi deja vă duceți la dânsul și voi vă timiți să-l întrebați de plăcătniuri de profesorii turci. Eu am văzut unele informații care demonstrează că unii dintre noi aveau probleme cu legea. Mă refer la profesorii turci. Bun. Ca să ierte în situație. Domnule Erdogan, dă-i înapoi. Dă-i la noi. Cer o amnistie. Până la urmă, nu erau violatori, teroriști. Chiar dacă au mers contra lui Erdogan, erau membri nu știu care organizații. Băi, Erdogan, hai că n-am eu cu moldoveni acasă probleme. Te rog frumos, prin grațiere, prin decret, noi îți promitem că îi se întorc în Moldova la familie, la soții, la copii care iau și nimeni nu o să le mai permită din serviciile moldovenești să ocupe cu nebunii. Și acum v-ai scot. Nici nu a vorbit. Și de lângă dânsul sărașul. Mă uitam poza lui Erdogan cu grosul, parcă Nanu Peche, care păză Harbuja, când era mitel la Dondușen, s-a dus la Merkel. Ea că așa arăta întâlnirea lor, înțelegeți? Și încă ei așa de interesant să apără unul pe altul, aduceți vă aminte întâlnirea lui Spânul cu Miller. Când era, nu știu cum se iei în situație, și-a rugat-o Nimirenco, doamna ministru de sănătăți, s-a scris o postare. Uitați-vă după poză cum ține mâna Spânul, că el îl domină pe Miller. Doar de atunci s-a pornit dominată. Ce vorbim, care dominare? De asta cu Șor și restul. Chiar îmi pare rău că eu în 5 ani de zile am ieșit cu mai multe informații. Și când Șor aduce ucrainieni și pe dânsă, pe oameni sărați din Donetsk, Lugansk, unde era războiul, și pe dânsele, pe oameni de acolo, cu 1000 de euro, le dădești, scrie firma care participa la furtul miliardului. Azi n-am văzut cineva să-i caute, deci, Doamne ferește. Și la noi nu-i justiție, pentru că, uitați, au promis ca să-i pui la închisoare pe unul, pe altul, îi bagă, pe urmă, ies și slumea. Ia că aici ne-a plăcut un coleg de Neucașă. Toată Programa Discovery, nu, programa Ahota și Rybalka na telecanale Discovery. Ai prins petla, ai fotografiat, ai dat drumul. Ia că așa e la noi în... Cu matriz mai mare. Și ține de justiție. De asta cu Șor și cu restul vă spun. Cu părere de rău asta o avem. Da, dacă dumneavoastră ajungeți chiar că luați o majoritate în Parlament, sau în Consiliu, cum ar fi? Care ar fi primul proiect de construcție în Republica Moldova? Chiar dacă ajungem 20 de deputați și chiar dacă eram mai astăzi măcar vreo 10, dacă eram eu azi în Parlament cu un grup de 10 deputați, credeți-mă că țara deja avea să fie guvernată altfel. Ei n-au niciun revizor, n-au cine să-i trezească, să-i mai tragă pe curcanaș de urechi când trebuie. Adică ei astăzi trăiesc pe altă planetă. Eu, când voi discuta viitoare coaliție, eu să-i spun, eu fac coaliție, clar lucru, Șor și restul, la revedere, nu contează câte voturi asamblei, dar sper că o să fie scor și în afară legii, cum zic din 2016. Punctul numărul 1, plan de modernizare a țării. Fără un plan, ce facem cu spitale regionale, ce creștem în agricultură, cât creștem, cât nu ședem pe urmă cu producția pe deal și oamenii plini de credite datorii. Deci asta, orice moldovan, dar nu moldovan, orice om de planetă, când tu construiești o casă, tu din tâi faci proiectul. Faci proiectul și pe urmă te apuci. La noi, țara, merge construcția fără proiect, pe urmă să aduc aminte, of, am uitat să proiectez beșul și să-mi fac bazinul, și să îmblă acolo, de asta, în paralel cu planul de modernizare a țării, eu, apropo, unica soluție văd, resetarea Republicii Moldova, prin lichidarea statului Republica Moldova și înregistrarea altui stat Republica Moldova. Adoptarea unei Constituții noi.
КНОАС мулти ну не пермити. Если фашим контрадибар, трябва са мажоритати конституционал, сейщи, ну реал пентру ними, пентру виитор. Но обвем атытя лечь не актуали. Динаний ноудзеч, дела, ще путуан лор ноудзеч. Плюс им конституция аста, со богато, барито, обиола, то каркито, ярлевским баткулади, как вообще. Как грешала Луснегур, кну фост адоптат конституция, я ну фост рекут пен референдум, ша аста лю пермис ла тез по лечение с бага, же акулу ж фак ще вре. Дракшорі, які фос блакті, які скурт цара дібань, то теж розпоняли, тому що карика смарці ліквідя, завод камуїла, то зразу майну. Ну, і то та ж є. І то та ж є, але... Проблема ж тікарі. Вами хто-то дуже усувитав, к йому канайше шанси. Ще сам не пас. Аста і фронзи дістяжар галбан каляра верді. Адіка каляра пілядімі. К 80% дін пас, і с вами дін пілядімі, дін екіпа луфіла. Адіка поколу не німікнув. Плюс, дещиняра ушор не из президента. Так и треба сворщи депутатам парламента. Шфасен сондаж. Кыцку мы триали фикари депутат, фикари министр. Кредит маре суть. Ее авиация мем будет из-за цыщ кубки. Ее ну маду клашеску матри псара, кумздук, молску, носку дени. И ластас кердакам ум приедем. Кум вода у экземпу Григоришина был, когда актуал примар. Ел я ра приедем, но не у дина, не студенцешт. Dar când la mine ajung vorbi despre situații genul ăsta, eu i-am spus tot ce cred despre dânsul și unii alți colegi care erau acolo. Deci eu pot să iert dacă să-mi bătați bătie la o nuntă. S-a mai întâmplat ceva în viață, știi cum în viață. Dar dacă ajunge de bani, nici plăhătniuc din 30 de dosare penale cu filat care ne-l-a desenat, eu n-am avut nici unul pe corupție, nici în Bălți, nici restul, nici Fășeu, 4 dosare pe omor, 4 pe tentativ de lovitor de stat și așa mai departe. Nu a putut placă cu tot cu cinea, știți, să-i găsească lăsat în macro licitații cât de mic unii cumva ceva era ilegal. Și eu mă mândresc de lucrul ăsta, că primăria din Bălți e cei mai transparentă din țară, cât eram eu, și ANI-ul din România ne-a dat diplomă cea mai transparentă primărie de peste prut, ca confirmare la tăți controlul studiilor care au fost făcute. De atât azi, eu când promit ceva, știți de ce realizare, e mai real să fac eu cu echipa noastră, decât mai așa rest care au promis. Nu, nu e asta. Știți ce e la bază? Dacă când om promite, ca să fac fabrică, asta, oamenii ăștia nu au construit în viața lor o poiată pentru că ei nu mai vorbesc de două blocuri și așa mai departe. Deci, omul care în viață s-a făcut ceva pentru dânsul, că eu am declarat că n-am venit în politică, terenuri, mașini, câteți vorbi eu de Rolls-Royce-uri, stați-o leac, eu cu dânsul le-am venit în politică, nu le-am luat când am devenit primar să-mi cumpăr apartamente la copii și tot ce am făcut eu pentru părinți, oameni apropiați. Omul care în viață ceva a făcut, eu... Practica bate gramatica. De multe ori și vă știți foarte bine, când ați avut unele studii, când ați obținut diploma, când erați acasă și unii lucrați astăzi. De multe ori în viață lucrez în domeniul absolut alt și ai rezultate mult mai bune. Deoarece tu ai mers spre asta, da? Și cel mai important, мы должны начать относиться к своей стране как к ремонту своей квартиры. Deși când astăzi fiecare din voi își face acasă reparații. Oare în apartament, oare în casă, în sat, te uiți și bă, vopșa, mă, bunișoară. Și termopanele sunt și budeste făcute de bețăvani. Cineva cumpără plitcă, pavaj turșesc, cineva foarte scump italian, dar oricum nu cu mare grijă. Dacă noi vorbim despre reparația în țară, absolut tot una la majoritatea funcționarilor și din și să faci. Noi avem în colegi absolut criminală din punctul meu de vedere că firma care dă cel mai mic preț câștigă orice licitație în Moldova. La mine a venit o firmă care produce legiane, tazuri, cum le zic moldovenii. Și a câștigat reparația capitală la un drum din Bălți. Băi, oameni buni, și cu voi? Adică eu azi în Europa nu pot să începe a construi califerata în România, că când am echipă
la moment pot să-i spun una din cele mai bune în Europa, nu că România, ingineri, băieți care au lucrat în Bombardier, Siemens, adică când avem firmă care 5 ani are experiență în domeniu. Și noi acum cătăm să cumpărăm o firmă care deja are experiență ca să putem construi în România, că acolo e de lucru pentru 30 de ani înainte. La noi firmă care vinde legheanuri, câștigă drumuri. Pe urmă, ce fac? Vin la tine, dacă ai firmă de drumuri, spun, dă-mi 10% în coace și noi ne snimim de în... Iacă și avem noi grav. Eu la bols eram obligat să cumpăr niște... Nici nu pot să le numesc geamuri. Că iarăși, eu vreau să fie scris care e furnitura, câte rânduri de steclă, și tot, adică text zadanes, caiet de sarci. Nu, nu-ți permite că dacă tu îl faci așa complicat, înseamnă că ai interes că știi cineva. Eu vreau unul foarte bun. Noi nu suntem așa bogați ca să cumpărăm lucruri ieftine. Mai bine să iei un geam cu 30% mai scump, dar eu știu că grădinița și n-a să aibă probleme 50 de ani. Nu, eu sunt obligat prin lege să cumpăr de la Vadi Capulu și tot așa. Da. Întrebări, propuneri. Cu prețurile, ce mănânci, ce ar trebui să faci noi să majoreze, că e mai ceva ca aici. Adică să majoreze. Da, să majoreze. Orice domeniu, orice domeniu are nevoie de administrator. Dacă este un administrator, nu contează. Că negociază gazul, că lunina. Noi la capitolul negocieri am pierdut. Cum spuneți dumneavoastră, în Europa e în două ori mai ieftin decât avem. Dar ei nu vreau să ascult. Eu le-am dat o soluție economică foarte argumentată. Bun, o greșit spânul, știu. L-am luat cu 1200. El avem păstrat o parte în România, o parte în Ucraina. Dați gazul care l-am cumpărat cu 1200 să-l lăsăm acolo unde el stă la păstrare și cumpărăm azi din România gaz care deja costă 500-600. Ca să ieșim din iarnă. Cel mai mult lumea consumă în iarnă când e frig. Și pe cealaltă 1200 să-l folosim la vară când achis numai plita de gaz acasă. Înțelegeți? Adică că omul acum achită mii de lei, unii 10.000 de lei gazul. Nici asta nu fac. Adică asta demonstrare, e o demonstrare clară că nici nu vor să caute soluții chiar că nu sunt bani. Că asta, dacă nu ar cumpăra azi gazul, hai cu tot cu transportare. La noi, azi, 510.000 de lei, deci maximum preț ar fi 14 lei. Dar noi achităm 30. Îți dai seama omul azi să achite în loc de 4.000 de lei, 1.800. Doar cumpără gazul, omul care s-o ieftinit. Pe așa l-a lasă acolo. Știți cum? Dar știți, când ai vin în beci și îl ții în butoi, el n-a spleșit de acolo nicăieri, înțelegi? Trebuie lichidat toți coțomanii de acolo. De... Nu. Gândiți-vă, băi, bă, știi, coțomanii la noi toți sunt blăd. Eu azi, coțomanii asta e o istorie care trebuie să meargă în paralel. Dar vă spun încă o dată. Pe mine mă interesează să pornească economia în țară. Fără asta noi n-ați putem achita salarii buni. Nici la politici. Care am deles politici buni? Acești procurori și mulți alții. De asta noi trebuie azi ceva să producem. Asta e unica cale. Dacă azi... Tot, tot, conducerea și... Nu, încă o dată, eu sper... Noi ne duc la râp, nu... Eu, când noi să ajungem în Parlament, vă promit că să fac un lucru. Eu ar vrea foarte tare, încă o dată, în afară de cei care i-am pomenit, să mă așez cu toate partidele care și în Parlament și să împărțim ministerile după oameni care iai, care reală să facă treabă. Nu vreau nici guvern pro-rus, nici unionist, nici pro-european. Vreau guvern din oameni care înțeleg și trebuie să facă ei. Iacă așa ar fi corect. Că dacă n-as am, spre exemplu, candidat la funcție de ministru de medicină, nu cum eu pot să mă duc să șerp? Dați-mi ministerul când trebuie mai mult. Poate eu să iau numai două ministere, ministerul de dezvoltare regională și ministerul de interne. Și eu știu că eu acolo să fac treabă. A să avem echipă bună pentru Ministerul Sănătății și acolo o să propunem. Înțelegi? Fiecare trebuie să facă și știi. Ia ca și... Corect treaba asta, că la mine fata era bolnavă. Mă duc la un profesor din Chișinău. Mă duc profesorul mie îmi spune, nu cumpăra medicamente din Moldova.
Медикаментele sunt falsificate. Ministrul Sănătății au luat și au făcut 90% de medicamente falsificate și vin tătă Moldova. Ce ne vrei noi să avem oameni sănătoși? Problema nu e numai asta. Eu cu medicamente... Trebuie tăți lichidați, trebuie. Da, dar aici e altceva. Eu am început să studiez situația cu medicamentele și am ajuns. Un iar am fost șocat. În Moldova s-a înregistrat numai 4.000 de feluri de medicamente. În Transnistria sunt 8.000 și sunt mai ieftine cu 20% la noi. Oamenii, ca să știți, pleacă la dâns și scumpere pastile și multe alte. În România s-a înregistrat 28.000 de... Deci, cu cât e mai largă gama de medicamente, cu atât mai calitativ doctorul dă tratament pentru om. Că el are de unde alege. La noi astăzi, nimeni nu a ieșit, spui, păi, dă în fiecare raion să facem câte o farmacie de stat. Când faci o farmacie de stat, tu controlezi începând cu ce cumperi, terminând cu prețul. Și a este private, că n-ați vadă că ai coborât prețul, el își trebuia să-l coboare împreună cu tine, că altfel nimeni n-a să ducă la dânsul, înțelegeți? Iar nimeni nu iese. Mie îmi pare foarte rău. Proiectul acela care l-am prezentat, am cumpărat, apropo, din Italia, frigiderul acela, farmacie, electronică, în fiecare sat. Asta nu e ceva. Și ei iesă că nu se păstrează corect medicamentele usate, nu înțelegi ce. Stați-o leacă! Din Europa l-am luat câte certificatele. Adică în Europa să vând medicamente. Și dă dovadă aici. Tamane încurcați, că ei vor să vând medicamente lor, dar iesă... Pe unii încurc, alții nu-i duci capul. Vă închipuiți azi în fiecare sat, în primărie, că e cel mai bun loc. Care? Ușă, ferestre, păzăt. Ai pus, el ocupă 2 metri pătrați, chiar mai puțin, ca oamenii în sat să aibă un țătrămon, sufri, plăsobă, un sol și tot așa, omul nu-ți ducă după 3 pastile. Iar nimeni nu susține. Deja am vorbit chiar cu italieni, care produc utilajul. Zic, bun, dacă noi n-avem, să cumpărăm azi 10.000 de aparate de astea, n-avem bani în buget. Voi puteți să faceți un parteneriat cu statul Republica Moldova, unde voi să aveți procentul vostru, statul Republica Moldova slavă pe și voi ieșiți și o să vă răscumpărați utilajele și încă ceva să câștigați. Fără nicio problemă. Dacă cu statul semnăm contract, fără bani le instalăm în toată țara în timp de 3 luni de zile. Dar asta încă o dată, asta trebuie să un om administrator să ocupe. Dar ei nu înțeleg ce să ocupe. Ia că e tătă. Ia că e tătă situația. Da, poftim. Gazul împărtășit, eventual limitarea numărului de partide pe cadrul locuitor. Pentru că la o țară și mică, în parcă avem prea multe partide. Și lumea deja e confuz. Nu trebuie asta, trebuie de făcut mai simplu. Asta dacă Ministerul Justiției, că erau la dânșa înregistrarea, mă la SP, verifică real, verifică real partidele care activează, care au membri reali, care desenați, credem că din 65 dispar vreo 40 azi. Dacă nu 50. Nimeni nu face. Nimeni nu le controlează activitatea. Eu împărtășesc altceva. Nu trebuie delimitat numărul. Trebuie făcut o revizie și azi le lichidez fără Constituție. Prima, doi. Mie nu mă interesează prin Constituție să micșorăm numărul de deputați. Vă spun încă o dată. Iată. Și mai... Azi doar uitați-vă atent. Din orice partid, la tribuna Parlamentului, sunt 80% de deputați în 4 ani într-un mandat, niciodată nu iese la tribună să propui ceva. Lor în grup le scrie Viber cum să voteze, ori în WhatsApp și cu asta se termină. Noi astăzi, când ea că fac cunoștință... Ei se uită la porno, au fost de teren. Acolo, acolo, acolo sunt... Acolo sunt vă doi deputați care mai fumează câte o sigaretă de asta fermecată. Care... Nu s-a, așa o întrebare. Dar zic că fiecare în sate au cotă. Vă rog, eu mă leagă liniște. Cu sexul pe urmă. Dar zic că fiecare are cotă în sate. Dar zic că toamna îi dă greu sau răsărit și mire. Vin șmecheri de ăștia din Parlament, nu știu de unde, îi cumpără cu 3 lei sau cât acolo. Vreau să zic că tot țăranul nostru îl vână în pământ. Mai degrabă decât
ar și o lege sau cineva să răspundă de lucrurile astea? De răsărit greu că le zic că le-a terminat srocul. Foarte simplu, și, în o săptămână, vă spun cum. Da, dar toți au promis și tot greu, tot prețul s-a ridicat. Nimeni vorbi, nimeni nu trebuie la prețul. Nu niciun altceva. Control. Nu control, băieți. Altceva se face. Se deschid. Era un lucru foarte bun pe timpul Uniunii Sovietice, care mult s-o critică, că tot era rău. Nu mai era tot rău, eu nu-s de acord. Era așa cuvânt, zagot cantoră. Un om a dușit, trei porci, grâu, mucă. Și era preț care nu le permitea la șmecheri, la pericupșii, să ucidă oamenii cu prețul în sate. Că statul s-a uitat care prețul real la mucă pe scotare. Atâta, hop, ai pus 10% a statului deasupra. Fără zagot cantorii, tu nu faci nimic. Deși tu poți să ai, spre exemplu, 10 hectare de nuci, că ai lucrat pe hotare, ți-ai făcut. Altul are acasă 10 copaci. El nu poate să-și înnănească azi fură, camion, ca să le iei, să le așeze, să le prelucreze. De asta, înainte, omul care aduce 100 de kg, ori 10 tone, avea aceleași condiții. Adică omul nu era rupt, care are mai puțină, nu contează, răsărită, aceleași prune și multe altele. De asta, fără zăgot cantor care trebuie să fie de stat, că dacă o dai la privat, și în continuare ați grujească oamenii cum se întâmplă și amul. Eu la asta și mă referim. Vreau să că ar trebui ca... Vă spun, dacă te și vă spun, ne-au încăput în 4 păjini aici. Adică asta la noi este că oamenii în sat îmi spun, domnul sate, eu ne împrumut la copii pe scotare și n-ați țin 2 porci, că eu mai cumpăr de la oameni chiar pentru mine, știi? Zic, eu sunt 30 de porci. Dă-mi o garanție că n-ați șed cu carnea în drum peste un an. Dacă îmi garantez că statul ați cumpere, eu ne împrumut și peste 2 ani sunt 100 de porci și 20 de vaci. Și omul în sat, el vede, aha, stai o leacă, dacă nu rămân cu dânsul, îți dau pe urmă carnea de pomană de blăjeni. Și omul ăsta înșeapă credință. Omul în sat la noi muncitor. El doar vrea garanție că el n-ați rămâi chidănit și ați stăie cu carnea în drum, ori să o dăie la pericupșici, care iar controlează toate piețele. Deși în Bălți, eu n-am avut probleme cu piețele. Vă spun, Bălțul e unicul oraș din Republica Moldova, unde toate piețele sunt de stat, municipale. A apărut COVID-ul, am chemat oamenii, tac, anulat arendă la privat, oamenii plătiu. Vineau pericupșici, zic, oi băs, n-am nimic contra, dar din de rândurile astea stau și care moldoveni cresc cu marfa lor, dacă e ceva n-au vorbit și voi, poftim rândul numărul 4. Când ai ieși la stat, tu ai dreptul să regulezi. Dar la firmă privată, ea nu duci și spune proprietarul, auzi, ea nu prinde pericup și dă din de vinde. El îți spune, desvedaie, strădă, zice, nu tot una. Și ne vinde, eu vreau să-mi plătească arenda. Așa spune privat. La bolți piețele de stat, activat așa cum vă spun eu. Înțelegeți? Și piețele din Bălți, mai ales așa de lângă Universitatea de stat Aleg Corusov, care de la Nord o știu, pe strada Pușkin, îi arată ca buticurile în Chișinău. Unii femeile îmi blau un gulot din șubote, prost nu s-au furat bani de la piețul un an și ceva, și le-a construit buticuri, lunină, parcă e elat de la Chișinău, ori Grand Hall, înțelegi? Că nu s-au furat un an ceva bani. Și piețe de este, noi trebuie să avem de stat în fiecare raion, că altfel tu nu poți impui proprietarul de piață să reguleze pericupșii. Când e la stat, tu controlezi. Da, dar ar trebui și de stat, dar și înseamnă și pâinea și toate. Fiindcă, vedeți, toți zic șorul trimit în fiecare sat, pâine, carne, pirimene și așa mai departe. Prețul este mult mai jos ca de stat sau de aici. Ar trebui cumva de regulat, de făcut ceva. Trebuie magazinele sociale să nu le deții nici șor, nici usate, nici Sfântul Duh. Magazine asta sociale trebuie să aibă statul. Înțelegeți? Că statul chiar, dacă statul poate să compenseze, dacă cum compensează gazul, absolut aiurește. Magazine îl cumpărau mai ieftin, mai ales ca să vinde liber. Și România, și Austria, și nu numai. Mai bine să compenseze ea ca unii. Și atunci omul n-a și bă durmănit de vreun șor, și nici de un nou șor, nici de... Asta și e întrebarea, fiindcă mulți, la noi știți cum e, au venit și odată 100 de lei, el gândește că ați votez de așa, de atâta, au venit cu pâine, cu și mai... Omul și ala, dacă el nu are, are piese de 500 de lei, ce să facă? El se duce, normal că se duce acolo. Ce zic, ar trebui în plan pe viitor, da, partidul nostru. Magazinul social de stat, ca și piețe de stat, e încă o dată, băi, eu merg cu ce e, în ce cred,
Și și știu că sigur a să realizez, că numai așa pașul era oamenii pensați, iar pe raioane, vă răzbim la voi. Și magazine de sociale, și piețe de stat, în fiecare raion, e scris și e calculat, nu e scris, că pot scrie multe, știi cum e important, de unde să iei bani, să realizez. Și am arătat sursa de finanțare, nu e problema asta. Domnul Sată, noi credem că partidul noastră... Nu a dumneavoastră, dacă aia e prins. Dacă așa era partidul Sată, nu mai vreau oameni buni. Asta trebuie să fie partidul vostru, a nostru. Unde voi schimbați начальnici la raport cu mea, ca PSD România. Acolo s-au schimbat 5 președinți, din care 2 au stat în pușcărie, și partidul are câte 30-40% la fiecare. De ce? Că el se ține pe oameni reali din teritorie. El nu se ține acolo, e tot una. Cine e președinte, ori vicepreședinte. Îi scot într-o lume de zi. Am avut în vedere că noi vă susținem partidul nostru. Adică noi să învingem, înțelegeți, la... Nu susțineți, dar trebuie să vă implicați. Încă o dată vă spun. Ne implicăm, dacă nu vreau să implicați în coași. Dumneavoastră unde sunteți născut? La Florești. În Marculești, da, spus? La Prajeva. La Prajeva. Da. Așa. Hai că despre Prajeva mai știu, ceva că am fost pe acolo. Da. Încă o dată, până Matale, n-a să-mi spui, Rina, în Prajeva am vorbit cu 3 oameni care sunt curați gospodari, când te duci în Florești, treci în Prajeva, așa să-ți cu dânși spui țara la cale. Numai atunci, deci trebuie de construit de jos în sus, nu de sus în jos, cum am greșit și eu, am o greșește Maia și Dodon, știți care a fost. De jos în sus trebuie făcut structurile, să cunoști capacitățile oamenilor, ia că din dumneavoastră, eu sunt sigur. După ce finalizăm discuția, dumneavoastră știți foarte bine cine vrea să întoarcă nevoie acasă, prima, doi, vă cunoașteți capacitățile și trei, cel mai important. Eu n-am nicio problemă când omul spune că vreau să devin consilier, primar, ministru, deputat. Important ca cunoștințele tale să corespundă cu dorințele, știi? Adică noi suntem deschiși, eu n-am făcut nici listă din druși, nici consilier nu pregătesc din cumătări și așa mai departe, înțelegeți? Deci trebuie să vă implicați, că dacă n-ați să-mi spui, Matale, dacă ați ne împrăștept, fiecare cu viața lui, cu lucruri, cu probleme, și dacă fiecare din voi n-ați să-mi recomande om din sat, oraș, de unde sunteți voi, eu n-ați să am cum să aflu, adică eu să aflu peste un an, poate singur, când noi ajungem la Prajeva, care sunt 3-4 oameni gospodari, care pot să facă structurile primare a partidului. Înțelegeți? Iată pe situație. De asta implicarea la fiecare din voi a să dea rezultat. Nu așteptați ca Usată și bă master în все руки. Și калиферат, și drum, și медицина. Nu este corect. Dar cum faci, cum a spomenit, că 5 начальни și 2 locători. Pe vremea lui Plăhiș sunt perfect. Toate din stat s-au împărțit, au făcut reorganizare. S-au împărțit 3. Și-au pus начальnici și niște salarii. Da. Lăsați-ne să întrăm cu un cior. Că să le pot... Eu azi nu vreau să le pun un cior în prag ca să le încur. Eu vreau să le pun un cior în prag ca să ajute. Aduceți-vă aminte când s-a început război în Ucraina. Așa de tare s-au spărit tăți. Mă refer și oamenii simpli și conducerea țării. Ce a făcut Maia Sandu? Un lucru corect. Ei s-au întâlnit cu toți noi. Chicu, socialiști, democrați, puteți eu dat, voi și să facem, haideți umăr la umăr să nu băgăm țara în război. Eu am salutat asta. Dacă e ca președinte de țară, măcar o dată în 3 luni, discuta cu toate partidele sănătoase, că te-ai are posibilitate să discuți ficta cu Sandu. Și cu inițiativa ta? Care? Care inițiativa asta? Dar cum o facem? Poftim vă explic. Adică, eu doar nu zic că și bă scris în proiectul de lege că Renat Usată e maladeț. Nu, eu șer ca să fie făcute, pentru oameni să face. Nu vor să discute, și ea că aici e grav. De asta vă spun, cu начальnici, cu restul, ea că acum, pasul cat în voturi n-au candidat la locale. În satele care sunt gazificate, oamenii nu vor devii candidați, că chiar primarii de la pas care sunt astăzi, când vine azi o mătușică să achite gazul lui Nina, dar poșta e în primărie de mai multe ori în sat. A primarul ascult tătă radoslovnă așa lui, așa lui Hrușov, așa lui Andropov, înțelegeți? Și azi, ei și fac. Ei astăzi, ca să păstreze voturile, ia că la spitale se bagă, că ei cată voturile, ei nu se uită prin prisma. Iată, eu
Ну, кого вот только с пункта ликидеского силе районали. Да, сама, если с мидивами, дзездими, а где импликация на этой активитете осталась. Ён фан душман, да ё так штил, как стоит в Европе, потому что царь же требует ликидат консилю районал, как примали сынгур с дечиды, в шансат шумураж. Им требует ликидат. Им парламент требует ликидат. Ну, шум парламент и смос. Главное, главное мечта Молдаване, да, когда по куткам фильму Лузеленский «Слуга народа». Кнево экспликат, что такое хохол и что такое украинец. Опять колонож, ты скорее молдаван. Я как Игорь Дудон, я равон один день мой буны олицетворение о генотипу молдовневске. Венела Садова. Вечный стакан дизен. Суеп квадроцикл. Машина кумигал комфарс. Хайла кумет пекя кота ед порку. Раз. Децат ведик президенту квадроциклу межи. А дика А что ж депутатам парламент? Ксалба дуальник винен сад ку шофер, да, да. Ку консильер. Шин патруан дезели, ну если макар ку пропонили свои бай, хай с кем бы маста, уля, ну бы маста. И оказывается проблема нас. Главное, в ому тайму историю, да... А если кали соляк, иди буржуй начальник, попарили дерев. Петру Дэши кайф. Мулц ворен парламент, ё вас пункт, ламинь у фос нешти уамень. Там дом еду ушун, Ренат. Сын той вами дал, сын дата сдейкать 700 миллионов евро, с ей проходной список им парламент. Я говорю, карий прикол, ламурец, вообще не с вами не рады. Не рады, вами не могу это забыть. Карий сколько лор, сдей же младе миллион евро. С одинком парламент. Варина, и гата, ау, бань, ау, афасер, а ишь ты нас ходит. Ой, текрет, лакыть, ау, ест, да карий. Ой, вран сад вам не санцеляга, келы вам вазут, стимат, клиц. А ты канцелярий, что мать не лимон дать евро, ты как бы забинь сад держать депутату. Канцелярий, винь депутату. Да ну все из факта бали все еще, ма. Коррект, канцелярий. Да волной кредит за мафикари, по всем платищи, аста с мулсом акузы, пимини. Дещи мулсом акузы, пимини, шпунки, ака усатый. Яр с багом бизнес, враз конструкция, ВБС, я врал конструкции с факт Европа, как им пострез индепенденция. Не что он политичан, но индепендент, который на рыбане лой. Я трез бы, уарь сейчас на коммерсант, уарь с фури, а дико юный кред пришли, воспоновим депутатам парламент, который ее делал с Удиметри, кунос хайна лора пиана шибрионе, брендер ли италения мудов, Штил к костюме лесен щеп дела 5 миллионов евро, к нему парад сидел, где-то ли на макюн кумпарам дембани не ино оставлен. Ша есть так на вот клязют в Парице ген Италия, Карислав Лукович. Ну все, они как и по всему не факт прошт, штик и костюмы трещинши за 7 миллионов евро, и ложут Парице ген Италия. Мама фач курат, у Мишешка в коррупции, нет, смотрите, к мама фач курат ген Италия, шел где-то, кас костюмерти сидит. Страшной лаборо. Да. Да. Андрей Бельбор. Да, да. Да, пусть. Кон? Я мол цань под фатарей. Дойка. Нарюшит спасен, но еще мол цань, который ушит им в цене. Кори? Ну, в цене, ай, да, в цене цены. Да, а в цене. Я спів у декларації, спів, я мам, я тату, я маму, да. А можете ли ты скажу плякать Денцар и держав его вот еще в лекции девятцы, что провисуили швому, ты еще три кут скажу плякать, что цим менти еще ран до умей три, когда плякать дела калифераты, для чего манду сломоску? Да, ее рэп дя манцелеску ку бетону мандой, другом бецеле, закнул сегодня бетон, что рэп дя магнитом факут до ударов, как зык молдовине, мама мапкать де паркет, конца лезем, кола бетона, а самор пису бетону мешал, повела носы бетовит бетон. Мам богатым паркет, что все принят, а, с паркет, но и лау момент дат фэры публичитайте, фэры фирмы, но мам молдовине, рам, но из призелку примели, я рам прими, кари в Москву, он еще пуск конструяска касса, что ну контяцы, ефтими, сауфорти, скумпи, Ворушили площадкам ли дадей под ключ, кута почла антрари, ку висела, пердели. Они как раз оранжаты, ну мацайду сханили, что режь. Шируши мул, скорее, малес, я рау, спечалишь, ты найти, банкир. Ну, вроде бы все купи, скажите, паркет, букатарии, дормитор. Ши мы рыбди шустрем, ли дадим по спунку, ну мата ебанту. А пино еще пусть не трансмиты
Unii proprietari de casă lață, că ei vedeau, băi, cât au făcut moldovenii? Într-un an. Dar nu може бути într-un an să faci casă de 600. Може. Adică, credeam, avem băieți, știm care e numărul 1 în mramură, care e cu lemnul, care e cu cărănet, adică, și am construit sute de casă, fără publicitate. De asta și noi astăzi avem o altă experiență decât și din Parlament, Guvern. Eu merg pe drum, eu deja văd unii minusul și unii plusul la teren, deși Livniovca nu lucrează, unii au fost greșit. La noi, eu în Bălț am luptat, nu știu câți ani, cred că vreo doi, ca măcar să adoptăm un regulament, ca fiecare om care își construiește casă în Bălț, magazin, bloc, să leagă doar patru culori de pavaj, brușatcă. Peledimios făceau verde, aia ăștia galgeni, curcanii roșii, și era parcă Costiujeni, dar nu oraș, înțelegi? Am zis, chiar că este plită, doar patru feluri. Neagră, albă, sură, adică ca orașul să arăte oraș. Că mulți îl critică pe Lukashenko, pentru proteste care au fost. Prin proteste l-am criticat și eu, dar în Minsk, mergi pe orice stradă, chiar și mai mitică, nu vezi nici un condiționer aninat pe perete la bloc. Interzis. Față din afară, și bă, instalat condiționere, dar la noi. Și chilot, și lift, și condiționer, și poți transmite o căldare de gen la vecină, înțelegi? Ia că aici. De asta, noi nu trebuie să ne rușinăm, să copiem acolo unde este ceva bun și făcut. Mini tot una, Belorusia, America, România, Italia, dar deja este. De ce să o facem la noi? De asta trebuie să-i îndirectați. Domnul Renat, o întrebare. Dar cum putem să rezolvăm problema cu uniștii? Eu îi spun impotent, pentru că o persoană care vrea să unească cu altă țară înseamnă că e impotent. Nu. Pentru că văd că e promovată de mulți ani și faci un haos în popor. De exemplu, chiar și noi suntem în Europa, îi auzi la dâns și la știri și normal că ne dezinformează pe noi pentru că nu știm ce se face acolo. Deși să promovăm cum promovează albanezii, serbii, ruși, ucrainenii, da. Țara lor, pro Moldova, nu pro... Corect. Nu asta o pro Putin. Unioniști sunt, eu lично, putem și cum spun, eu că la Bălț am venit, eu cumva spiritele astea tăte s-au stâns, de ce? Eu îi lăsam care cu Pușkin, care cu Eminescu, care cu Unire, eu le-am dat pace, că ei știi când cresc, când le interzici, să aduni, nu le dai la primărie, permisiune să aduni în casă de cultură, ori în parc. Când dispare interesul, cum a făcut eu, și ori ceva acolo vorbesc despre unire și mai departe, dar din cauza că eu n-am pus botul și n-am participat artificial, cum spuneam, cu sate, interzeșele să aduni. Voi a să aduni încă și mai mulți, că aha, dar de ce cu sate ne interzeșe? Asta, eu nu știu dacă... Nu, asta se vede că e organizație, e pachet să faci în Moldova. Dar nu e pachet, crede-mă, eu tot așa credeam. Asta sunt o mână de oameni care au văzut că Mișa Gimp a devenit businessman la Pelec, o să răstățul de aniște. Știți, ați cartă unire? La noi mulți vor unire, asta părere de rău, alta e problemă. La nord mulți am au devenit unioniști și nu de atâta că cred în unire, ori vor unire. De atâta că s-o săturat de bardac în țară de 30 de ani, să duc la Iași, văd alt drum, altă infrastructură, alt spital, altă justiție, știi? Și mulți vor unirea, că văd că e mai bine la dânsă. Omul doar tot timpul, așa e viața, știi? Oamenii tot timpul cumva strag, unii mai bine. De asta eu nu văd o problemă. Lasă-i să îmble. Pe mine, ia că de interzis, am un pe școli și pornesc, că la Cuchidin, clasa întâi, la Murești, fetiță poate să rute fetiță, băiețel pe băiețel. Ia că asta e problemă la noi. Da, adică... Și ia că aici o să fie problemă. Asta e mare problemă. De asta, nu, eu n-am nimic contra. Eu voi spune că eu știu și unii deputați. Mă ales cel mai tare îmi plac aici de la socialist. Știi, că e luptă, cu gay, paraduri, cu astea. Dar eu știu, vă doi deputați, dar și când intra, câte un pațălui în curilcă. Apoi să răschești parlamentul. Voi trăiți, nimeni doar nu le spune că nu-i prinesc în spitaluri, ori doar ferești, nu, trăiesc, lucrează oameni. Dar la copii, dacă își ca, svedeți în sat și scandalul răspornească amuși, asemblă preotul cu crucea de-a vreoasă de bună, adică, și într-adevăr e problemă, nu, nu poți așa ceva. Și eu am avut un deputat la Lava, cum îi spune lui? A? La Lava este acolo. Nu la Lava, la Lava.
Câți îi avem în țară, câți cu părere de rău sunt plecați peste hotare. Ca oamenii să vadă fiețele la cei care să-i conducă, nu pe urmă când vin. Și noi ne trezăm cu surpriză. Dacă Maia Sandu îmi spune cinstit, înainte de prezidențiale, credea, eu devin președinte și ne-l aduc în echipă primul om, Perecean, care am e prim-ministru, omul care ne-a făcut dosare, ne-a scos din alegeri, nu el personal, polițiștii lui. Dar el atunci lucra pentru Filat. Maia, dacă o spune cinstit că eu o să-l aduc Perecean, eu în turul 2 avem să stau acasă. N-avem să mă duc, eu nu pot. Bună ziua. Bună ziua. Eu nu pot să susțin omul care ne-a distrus oamenii și au făcut toate problemele care au fost. De asta noi putem să-i arătăm la față până la lege. Și deja, cum v-am spus, recomandați-mi oamenii din sate și orașele unde ați crescut. Că mai bine ca voi, nimeni n-a să-i recomande omul din satul lui. Nu vă rog să recomandați din sate vecini. Și nu contează că e cu metru, e un vecin, e fost profesor de-a dumneavoastră de la școală. Omul care l-a sunat și a spus că eu n-am probleme. Sunt pe cei și unde, merg cu partidul nostru înainte. Ne-l recomandați ca eu să merg în fiecare sat să fac cunoștință personal. Și că atunci ați vedeți că n-ați mai poate apărea niciun partiduț în viitor, că partidele noi apar atunci când este o necesitate de schimbare. Dacă lucrez, eu nu mă laud. Eu la Bălți, dacă candidam sau candidezăm la funcție de primar, eu pot să câștig încă 10 mandate de primar. Când e partid, oamenii spuneau că, usate, dar nu-ți știm echipa, nu-ți știm oamenii, nu înțelegem și carte pe lista asta, asta. Adică am învățat-o și eu, că multe greșeli chiar de mele trebuie să reparate. Dar important să înțelegeți un lucru. Că când vă întreabă, dar ia că deși e usată, am o slăbinit și ia că oamenii buni lucrează și le e greu. Ребят, eu în primul rând am fost unicul care aduce bani în țară, cum și voi. Că erau timpuri când trimitem la rutieră, ori la trenul Moscova-Chișinău, care era atunci, bani pentru rudii, copii, alte situații. Dar cel mai important, eu sunt omul care nu a câștigat bani și pleacă din Moldova. Eu sunt unicul care banii au făcut peste hotare și m-am întors în țară. Eu nu vreau în Moldova să am niciun business, că eu tot timpul o să fiu acuzat, chiar să am cei mai bună firmă care repară drumul. Asta ia spre ei, usate singurului s-a dat contract. Și vorbim noi despre transparență, de asta eu nu pot să-mi permit să am nimic în Moldova, că tot timpul o să fiu acuzat,
Шалот дес борбез дес при экономии, стрибаск тот скаут задал ей экспликации, что слово не варила. Ситуация в Украине? Ан способ бы есть, дюсу идиорис. Ситуация. Лавно есть ситуация, лавно и кость уже не Молдова, но Украина. Украина, да. Пар был с Интем, а да. Наверное, 30 центров мига. Украина тут у меня есть не галактика. Да? И яску бомбишь, ракеты, крутили с ней бомбы, продусы лактати, сука. Да, да, да. Нормал, тресы бомбы цара. Да, кари проблема. Чисто, мус вамин, дин Украина, касан залезет, шибайк вамин. Oameni cu bani medici, cu bani foarte mari, vreau să rămâi în Moldova, să-și mută producerea la noi. Ce era la noi în vamă? Vă dați seama să începe războiul. Fuge omul cu tot ce are acasă cu 3 milioane de euro, spre exemplu, ori cu 30. La vamă, îi luau în tocheu, sau dacă vine cu dânsul în țară, nu-i dă de voi să le depui în bancă. Băi, deschideți șleozul, nu, și cantați voi sprăși de la ucrainenii, care aduc bani în țară, vor deschide ceva. Trebuie ca să știți, au plecat ulterior. Italia, Germania, Elveția, ei, dacă au văzut că nu e nicio deschidere. Măcar s-a făcut un forum economic pentru toți businessmen din Ucraina, băi, cu ce să vă ajutăm? Ce să vă dăm? Când? Cum? Nimic. Iar numai uitați, arată la televizor. Cum ai prins un ucrainean cu 20 de mii, cu 100 de mii, cu 1 milion? Bun! Voi îl prindeți? Или луаться, сау и дать аменды, дать бани на пот. Да, результату. Он лог де сылцини с копьем пуй. Палма. Так, все с тяжитым. Со свачем куноштин, с кум примар, кун министру. Я, конечно, кум требует делу кратко украинене. Астас, дак мулс руш, штиу к ворс фуга. Доктори, доктори, куноми мондиал, ну ка, ал спичелишка. Дать или пиндекрет президентиал, че то ценил отец, că ei deși mulți vor în Moldova, apropo, mine m-a mirat. Zic, băi, dar că șlap ședinței, că nu, că prea mulți ruși vor să rămâne. Zic, băi, dacă omul e doctor, e savant, e inginer, specialist, care în țară la noi nu prea sunt. Ei au explicat deși vreau în Moldova. Când Moldova îți vorbește rusă, nu vă dați seama, un doctor care are 60 de ani, el greu o să adapteze în Italia, necunoscând limba străină, el ca chirurg o să fie luat în orice spital din UE. Dar omul, zic, băi, aceeași biserică, у вас говорят на русском языке, нам легче будет адаптироваться. У Молдовы есть безвизовый режим, могу с супругой летать там в Париж, в Италию на выходные. Но ли дала ними, когда вдруг оси премол с руша с антемпли, щекувой, да кому ты бать пидер нет, бед скари, и ему ведет инсенс бона кувенты. Принец и птес, шу кранень фук шируш, гата, фук где разбой, ворсим вестяска, ну, оф, министр экономики, если так он посмотрели, лалабок. А мы обвинить здесь Давос. Давос, пентручи, каринуку нос. Еще и моя мария платформа, здесь форум экономик мондиал, арило какого. Вин ши моя марь проприетарни компани дипи планеты. Соду со мной, как у меня здесь смотрели колом, вини на пой рапортяза. După vizită mie în concoaș, două lucruri. Deschidem în Moldova Uber-ul și magazin de haine H&M. Adică, eu n-am nimic contra acestui magazin, dar asta nu e lucru ministrului economiei, că mai deschidem un taxi, tu deschide fabrica H&M în Moldova, scoasă, să ai oameni de lucru. Молодец, avem să ies public să-l laud, știți? Cum eu i-am laudat pe unii, că mulți mai ales troli în șep, chiar că usate, tu vrei să distrugi pasul. Zic, vezi, pentru mine ori era pas, ori șor, ori placa. Eu astăzi, dacă pasul are un ministru bun de externe, domnul Popescu, eu ies la televizor și spun că el e la locul lui și e cel mai bun din toți miniștrii de externe care eu văd odată în Moldova. Marcel Spătari, care era până mă ministru muncii. Tofilatul, directorul la Califerată, cu început Califerată, să apară viața acolo. Și eu ies public și spun bravo. Eu nu zic că tăță srăi. Dar pașii care fac probleme și se laudă cu niște operații, a ăștia sunt pacienții nei deja, știți cum? La ăștia le trebuie doctor. Și țara cu părere de rău, mai mult azi are nevoie de un chirurg, știi cum, decât de un nevropatolog. Că deja acolo trebuie prostă să înșeche a croi. De asta vă spun. Că n-a să întrebi, dar cum voi vreți să realizați unul din punctele mele importante,
că noi să facem o revizie la toate datoriile externe. Și zic, vă spun cum. Prin adoptarea unei Constituții noi, automat țara, asta cum o firmă, USRL, cu probleme, datorii, se lichidează și se înregistrează una nouă. Tot Republica Moldova. Și deja Tunșechi a semnat toate acordurile din nou. Nu contează. Le legi care au fost și sunt bune, de colaborare cu țările, și pe datoriile externe, zic, ребята, aia că mă trezesc la tablă. Tot ce facem audit confirmă, noi ne asumăm, dar unii nas confirme și au rămas pe undeva peste hotare și chipurile consultați în legitat, nas le recunosc. Iată de ce trebuie Constituție nouă. Fără Constituție nouă, tu n-ai cum asta. Cum tu azi poți să confiscă ștaberea la ONU, când schema în timp la tăte guvernele principale următoare. O furați, de exemplu, vom plăhi și ceva. S-a vândut el singur lui de 2-3 ori, ca tot firma lui devie cestui păcupatel, în judecată, și tu nu poți să-l iei. Nu poți, nu există un mecanism legal să iei cei ce au fost furat la țar, că băi, s-a schimbat mai mulți proprietari. Dacă în Constituție introduci din start corect confiscarea și confiscarea acasă, dă să fim cinstiți, că tăți ascund, pe neamuri, birișori, cumnat. Confiscarea dacă s-o bazi și rudilor din prima linie, crede-mă că orice deputat, ministru, a stăie cu șleomul în cap, el a să, când a să înțeleagă ca să-i confiște și lui soacră-sa averea, dar soacră-sa lânătușă, înțelegi, dacă vine cineva să iei apartamentul. Ia că asta ar fi curier. Da. Întrebări, vă rog. Anticipate poate fi. Eu nu cred că guvernul ăsta are mult șansă și stă în mult timp. Nu cred eu că târâie până în 24. Nu, nu târâie. Plus îmi pasă în probleme în interior. Eu cred că a să avem. Și cea mai mare problemă. Voi cunoașteți multe rude cunoscuți de voștri care aveți acasă. La oameni s-au terminat tăte cu băștile, tăte ce aveau zătrit pentru mort, pentru nuntă, pentru copil. Oamenii, prețul e exagerat, amun, într-o zi, eu sunt sigur, poate să iasă oamenii, nu cu ușor. Dar a să-și apară, adică oamenii, că 70% de oameni, la noi astăzi sunt disperați, lui живут за чертой бедности. Că îi spun că nu, că tăți care iesă la protest, voi tăți sunteți cu ușor. Stop, ребята! Eu n-am mă duc niciodată cu ușor alături. Dar asta nu înseamnă că toți oamenii care sunt contra voastră sunteți cu ușor. Adică, haideți să fim serioși. Eu spun că e mâna rușilor. Da, mâna rușilor, corect. Da, el să dai vina tău. Da. Să-ți cum scazi de ajuns la anticipat la moment, cred. Dacă nu avem instrumente, cum să treci, doar să iei, să treci, asta nu cred. Dar eu spun că poate să iasă 50.000 de oameni. Deci, la noi, nu contează. Crede-mă că n-a să iasă peste 50.000, dar real. Când iese între 50 și 100.000, crede-mă, nu mai controlează nici poliția, nici armata, nimic. Real, primă. Doi. Oamenii astăzi a să iasă că la noi poate fi, nu că poate, dar merge spre bombă socială-economică. Lor le-i pe barabanul, crede-mă, și de Șoș, de Dodoș, de Maia, și chiar de partidul nostru. Oamenii, pur și simplu, sunt disperați că ei n-au cum să supraviețuiască. Ia ca pericol. Și atunci, crede-mă, n-a să-i poată apăra nimic. Că la noi acum mai căutați aici, dacă suntem aici, în faptul nu suntem de acord. Da. Dacă îți exprim punctul de vedere că nu ești de acord cu greșii, alții, nouă ne spun că luați și stați în Italia, luați la Reza Șului și la Ruși. Da. E cam la noi asta e problema acum între oameni. Dar e mare. Pentru că, cum ați spus dumneavoastră, să amină și de părinți și de bunei, au niște sunători strani. Azi, nu, azi pasul are 20% ceva. E clar lucru că ăștia 20%, nu contează, că-s 21%, 24%, că arată tăi sondajele cam cifrele astea. E clar lucru că ei se apără. Plus, sunt oameni, neamuri, rude, druși, comersanți, care cumva nu vor să plece puterea asta, pentru aceia care trag ceva pe dreapta, ori sub masă, îi aranjează guvernarea asta, cu cât e mai competentă guvernarea, cu atât mai mult combinații face. Bravo. Și pe mulți,
И я рожаться, зись, кой, как это и хаос пентру мене бене. Дика дзви, я можу с факом кон. Импортан дал свой. Я дзе, у луна урма, ка нам порнет, партиду ностру, он сондаж, а ве 3%. Акума, а ве му луну шо саптамын. Шам факут двар кыти ван кылнире, Република Молдова, ан Мария Британия, шакала ду нострас. Партиду му ут, ан сондаж, у лудон шлу шор. Интеллект группу, ротат патрун трек шинолу. И масса у него ротат чинщин трек шпатру прочень. Энтру лун. Кабинтруно импортант ас радикам. Сну радикам рейтингу ла партида належит. Треба партиду аму конструить и дискутат ку амени. Ши дел креску таму. Алежер дням трест идусь ла дисбатер каса с промовес идея или платформа электорала. Дарщам базут йон сундаж лезни. Чей май граб? Аста его он сундажа от дисперери и ждет надежды ловами. Ведь шесть здесь врученьте держа вора античпать. Прима. Дой. Република Молдова все гувернязы фарти грешит. Обзаж дуа, обзаж шесы. Дича кулы дуа мне ферешти кэнти уйц. Ну кэти ау партидели. Сау кандидаты лапшини. Так пи проблемили генерали Карисын, что для этого спасло нас эксплуатировать за ситуацию. Юну кред, нежен 2025, у меня средищик и прерыв. Что где же оно сведем? Юк у меня симпли мой главорич протест, что сын гата сажут с контрибу. Ну, ма, ну, ку, а есть так, кари ведем амур, к нам не мик контра даже у меня лорк. Вы анцелезе с кувом, кари есть сейчас уделей, я к вам ворбит куда, но друзыкан куноскута, оцен менти для протеста. Матали Шевинин. Думал сад. Шед лашорен корт. Энде пинапти умители. Пидзе акул сен сутя, ка юам до умители, а лап лакупкил синел. Ка ети, топор, ищи крески. А дика вам не молся дубде, ну дя ты так из шкумпери дублен. Вам не молся раси ден сайт и вин ла протести к уому. Наре элементар ля куль воль мункари пинту копки. Я ка сещал май страшника, залезь? Фрика ностра, и тут аж арсипла леди. Шарс марк, шарс идея, ярош бань, ши ярош типа ей. Еу, да тогда требуется с каной. Да не пипать партиду жор нас, а зюнгу пола леди. Да ты так сюда, вот там топик, не ж платить, тут сиякали. У арататки шоры импликатом форту миллиарда. Шанса с дакасан бань для партид полосы делой, подат сама к если те имеет не дом и шесть при склада на фараледе. Ее крест. Скин бы кондущий, шанс салвез, так скин бы как? А ты как шорс, ну мой фирм. Ну да, ну шоры, вот здесь не партиду шоры. Когда кто-то партиду сыне перерубли фурать, а с ликидезом партиду. А, ликидер куб. Да, ее крест ясал ликидезы. Плюс с базе шева, каскум пата шела швами, смотрел ал партиды экзистент. Шея дика шева с фака. Кум, а ше крест. Дар дупачам возвуту факуты по наму видец стой нога, ты стригал, кай компарат не Платон, кай амо, ам возлот интервью на дуамна министра нового держу. Стеси кари спорник, кай стой нога посибил сантуар, как оно я грешит. И тради бар нога сыт, не шпроби, и улад вот окит. На стой ногу не кис, чем спустя. Ну, но, ела и либер. Да, проблема, бэс, ё кытам афлак диспрево муиста, он воспон, ну контяза, как сменишь три для паспорта станок. Так е у нам информации, кому он фост импликатный, кики-мики, комбинации, жастя, да е нам вот за таста дедесу. И мой мол проел, к е ну я скулта, к е пристой ног, вам еще подсел стимес, к дудон и рабшиденьте, ше дудон я ка требую, пагать им колу, динку, ше гагаузу со склад, шо заскнет. Давайте вы как президент не будете лезть во внутренние дела прокуратуры. До доны тремура еще рику, до мне перешли. Йо дущам еще пуцал с немецком, он целес к вому аре, околаны верте брал, ну-ка такси, плакал, не лезьте в дела прокуратуры. Ши для туща, шащем еще пут с аутокяском. Ши вами не будете еще подключить. Он залезь, каком лолат ей, ши уешит комиссия для Венеции. Корюзы с Литвиненко стоять. Воец факут он беспредел. А мо так и если Кортя Европяна дребнул омур, где чизят резфи ему марти, шас яс, шас рэти кьи ло рупт. Илегал, кумнё дат ноу,
Після оптанди зеленю датка і філатку плакатню курячан нюско спартиту дум і пальцю ще легал, да не дат після оптанди зелі. Так що я ногу тресе да яку мам, целеска марті варя прилі. Я рам прес, скрит. Шанстай фарті треста. Întrebări, mă rog. Și-o te tihă. Eu înțeleg că azi, de mine câtă strudiță. Unii cetățeni de-a noștri, după întâlnirea mea ieri noaptea în Veneția, văd că s-au pierdut, nu au ajuns azi. E tochit. A? E tochit. Da. Armata națională. Armata națională trebuie să fie doar pe contract, să nu mai ținem copchii flămânți prin cazarme. Noi trebuie să avem câteva mii hrăniți încălțați, când se meargă, nu contează, ca și bă spețnaz, ca și bă detașament militar, nu contează din numele, dar să ai imagine 2000 și stimândreșcănei merg, ori participă într-o misiune în țară, știu, decât ținem copchii prin cazarme. Eu când îi văd, pe mulți îi vedem chiar la băl, știi, că Voiască aceasta asta în centrul orașului și când vedem pățănași acolo, asta omul se duce la armată, l-a învățat la lucru, el trebuie să aibă un caif de la asta, înțelegi? Dar când el șede acolo, el mai mult poate fi distrus psihologic tânărul ăsta care s-a dus. De atât că nu avem noi condiții, și plus nu suntem noi super voiena deja și n-ați știm. Suntem o țară mică. Să ai câțiva mii, pregătiți, super ar fi. Eu în armată ar lăsa, că mulți s-au supărat, iar de ce-au cusat, îi toșeți pierzi boturile. Scoi, eu în armată ar lăsa numai duhovă orchestră. Ziua independenței, la mort, la astea. Dar să lăsăm pe contract. Noi nu întreținem. Oamenii care într-adevăr sunt ofițeri, militari, să lucreze, fie implicați în detașamentul ăsta. Ei am mucată chiar că noi să cumpărăm sisteme, și ea că amun noi să începem a bate rachetele rușilor, să țineți minte că a să nimerească și acolo unul de ăsta cu matalie zis. Da. Alabaiu. Și când a să înceapă a împușca cu rachetele unul în altul, am vedere, a noștri, care... Asta trebuie oamenii să-i pregătești, trebuie experiența, asta e un proces foarte complicat. Nu spuneați cum în istorie e cel mai ridicol, într-adevăr, e batalia, să vă uitați pe Google, în șechea citiși a plăzii. A avut loc batalia Caransebeș în România. Deci, batalia de la Caransebeș. Când armata turcă vine și armata austriacă, în care atunci erau în armată, și nemți, și sârbi, români, bulgari, vineau turci. Și turcii s-au oprit, nu ajuns pe 20 km, a ăștia noaptea au prins niște țigani cu două căruțe de samagon, s-au tochit, tăți, și pe la 3 dimineață, unul striga, nu se minte, că un soldat român striga amar, și la șele s-a părut Allah Akbar cu omnii turcii. Și a început 100 de mii de oameni să bată între dârșii, adică, turcii când au venit, toți morți, încă nici nu i-au atacat, s-au îmbătat câțiva oameni și au început, de întâi au dat drumul la soldați, pe urmă caie, pe urmă artileria, se închipă să pușcau unul în altul din tunuri, că abia că așa și la noi. Că ei cred că ați hotărat problemele dacă ați cumpărat 2-3 sisteme de rachetă. Noi trebuie să le avem pe viitor, dar asta e o cale foarte lungă. Corect. Nu, asta și nu. Dumnezeu ne-a dat independența. Suntem una... Da, dar vedem care armați pe acolo să aduc tankuri. Eu am spus clar. Ce? Mine, undeva, mulți mă acuzau în 2014, și scusat, îi ține cu rușă. Zic, băi, dacă astăzi la mine coincid unele poziții, cum ar fi? Neutralitatea țării, raz, doi. Eu la mulți colegi spunem, zic, armata voastră, acum nu ne deranjează, dar din momentul când noi ieșim public și eu spun că eu nu vreau bază NATO în Moldova, dar nu vreau nici armata 14, nu că vreau pe unii să iau. Eu nu vreau să iau nici pe unii, nici pe alții. Câte armete a să avem, atâta galavneaca să aibă țara pe viitor. Noi simt zone de influență, interese. Și trebuie să plece și a 14
Шина то ну не требует, ни шуна ну не требует. Деваришь его совсем проблем. В Украине у него меритация ей на то, до паком соцунут примули долу. Шифе воз плату, воз кидани, стресс реку нашим, ему там Зеленский Раморка, Мелый Расигур, Косы принес, да еще? Ну. Да, шубе море. Шинканы. Коля. Разбой? Так и посибил сфер разбой? Сантрем разбой. А, ну сантрем. Да. Ну, песик, мая, сам не пак разбой. Не пак, сам не пак. А сантрем пак. Йо консидер... Йо консидер кье и зе. Дрешину е да и тец, шти? Яка е сын фикар и зе, катеру ше рава прапи и тащил. Зеленский сэ тот хутрэ. Да. А мо их у дэнсу на пару, адика декларатили кари сын, яка... А мо его вот так декларация к контра... Тецу спуска с контра разбойлы. Ну, май кэ. Noi astăzi trăim mai rău ca statele care dau la Ucraina armament. Ia ca problemă care noi avem. Și războiul, dacă Doamne ferește într-o zi, a se înșeapă, este probabilitate pentru toate țările, nu numai pentru Moldova. Dar pe mine mă interesează mai mult ca și putem noi să facem ca să blocăm situația. Deci asta mai trebuie să rămâie în CSE, în SNG, adică Moldova, nu mai. Că astăzi mai mulți lideri din diferite țări, de pe tot globul pământesc, încearcă cumva să vorbească cu Vova la Moscova ca să-l limpezească. Adică sunt păstrate mai multe canale de comunicare. Știi că noi dezvorbim, poate hai că azi nu, dar peste o lună îl convingem să oprească tot masacrul ăsta. А ножки, ну, кто это срыя, коло спирулишь, коло яко, ну, я звафачим уже, звафачим димку. И Молдова нас и бажи, и Транснистрия нас и бажи, не ж полицишки, ножки, не ж солдатцы. И вот переехал, ну, мак у вас, ну, в Рии Украине не слезки дам бомбом. Да, да. Цин менти фуарти, бини каньон и шип, ши я спускал во фурат и печал, жюди, который сейчас ладил. Кишинал, ши я не шит, я спускал во фурат, офицеры, дин служба, военной разведки Минобороны Украины. Штатцы, ну, около фурат Роши, с ничего Украина. Ой, решит чаус пистрей ночь, вот когда меня украли. Украинские спецслужбы, ну, после инжекции, он пушкат. Здесь, штатцы так. Марихар Керкундуща Ренастер. Кей боец, я рау лалукру, я рау офицер, ну, я рау бандит. И его фурат нелегал, что есть авторитет с лимолдов. Не, что тебе схвалишь, что, вай. А ее целековой вец, интересно, у вас рядовой венец, он пушкат, Ренчендру, Кишинул, Лидзуа, Мари. Как сбруться с Волфурац, не минуй чарта. На целечку Мадика, я каста и урыт. К... Йос перка с Фимпасик, Петруаста, требли факультет по себе. Да, Кедуар не ферешти, а Сенсяпа. Дям, фикари вома сей дечизи, щиня с рымы, щиня с плеси денца. Я уж с Сенсигур мулся с рымы. Да, пути. Părerea ta. Războiul ăsta, e o înțelegere între între sau nu? Nu. Sau e o războiul? Nu, nu e o înțelegere. Sunt oameni care... Aici au fost inventate mai multe argumente. Deși eu nu cred și au probleme armata rusă în Ucraina. Tu înțelegi că băieți care, soldații simpli și ofițeri care luptă acolo, ei n-au azi нишен энтузиазм, нишен мотив. Ну, как он спот стрызь лынга Николаев за родину. А с таком мной пути несло в Бишкеку, стригаем за Молдову, Киргизия. Сикуэй, подика. Ну, пошли в Кумбер. Да. 40 мять, два Питер. Да. Шмя спуску, блин, простежный. Тецка шамой, ау, вас пань, ау, вас пань. Да, да, три ипотека там. Шамон ипотека. Ты разучил, да, пари, искалешник. Да, да, мол солдат срушится, дух по разбой, кам заторику, мол с вами не дух по протесте лушор. Проблема к... Да, к Драдивару Украине, но с помощью Враил, Саташи, Прими, Федерация Руси. Да, к Украине от нее Макарун Са, Дембрян, Спорьбурск. Кредим, я рау 10 миллионов дерушла военкомат, рушила аппарари, история демонстрирует. Cum și în orice război are dreptate așa care se apără. Da. Cum a fost în a doilea război mondial și nu numai.
Конрушен Серканце Базе, Финланда, Жапония. Я кому Украина, то он целесь казык, да к кертику бомба атомика. И дяму пердут, медиади, кенмор, дзежди медиуами. Да пентру ной молдовенец, спун пентру минищей мы мари трагедии, к новим кредитам, а миди молдовень, кари лупт пентру Украине, шавы ми, кари лупт пентру руж, десять ной, писти дупасис термины разбоиста, но я совем сцене сминти, коц, ди инвалид, уамин калич, что нас после дзеж дути дича, не шла чи кари улуптат к Украине, пи партия украинян, не шла чи, кес ви тес калич, а касан сатили лор, Ураши Юни Сыну Молдова. Я к ним ну я стазан калку. Тест, кашек, пидинку. А? Да. Ел промове замут пиститет. Видео войска кулебедь, каруфош, ладно, это разнестрешен Афганистан. Карл Азбузыт и Оспунин. Даже столетние войны заканчиваются переговорами. Зачем сейчас плодить кучу сирот, коллег, инвалидов, уничтожать то, что было построено за десятилетия, для того, чтобы потом все равно сесть договориться. Может быть, начнем сразу с переговоров, да ну к ракете так, радика никотенк, я рав нашему клиенту, все-таки фарт компликат, ка история в деле лебедь, до патети развали пинкарь трекут, мой шит, что скибат позиция, килонет примус пуне, бомбить, ну цене смить конспуне, бой так мул тазбургец, обедать буду в Кишиневе, а ужинать в Бухаресте. Да, что да, тупо ты, да, я, ом-хоп. Ты такой, обрицу. Ну и бини с фасимастом. К парере дерево овен. Да. Да, Патя. Я уже учатель кадр. Я требую стать до нас. Я уже руководитель Урашу. Am așa o întrebare. Dumneavoastră știți că acolo sunt foarte multe fabrici și uzini care nu mai funcționează. Uzina Rău, 40... Bălțeanca și Muntea. Da. Combinatul de blănuri, de mobil, de toate astea. Tot e ruină, tot e distrus. Cui aparțin astăzi? Aceste fabrici și uzini sunt a orașului, primării, de stat, no, private. Toate sunt private. Deci, dacă sunt private, de ce nu se cere acel care a privatizat acolo locul să facă curat acolo jertitoriu? Nu, de atâta că legea, iarăși, eu n-am putut impune, nici spui măcar un banner să stopi unele mizerii care erau băscă. Legea nu permite ca primarul să spui cum arată, dar eu fix, dar trebuie să fie o lege națională. Orice teren care e abandonat în construcție, îi pui amendă, vă 3.000 de euro pe lună și îi spui, nu, țachetă, ajungem la preț și terenul nu știu, îl confiscăm. Și ați vedeți cum trebuie să spui și oricele și banele, dar trebuie cu asta cineva să-l cupe, numai cu părere de rău. Cămindii, sunt foarte multe unii cândva. A este început silitoare, nu e altceva. Apropo de fabrici, și spuneți dumneavoastră, când trebuie să vorbesc de fabrici, eu deși am inclus primul punct și ține de sistemul de învățământ, fabrici, economie. Noi de urgență trebuie să reanimăm toate școlile profesionale. Fără PTU, SPTU, care producea midii, lemnari, sudori, cruituresă, noi n-avem de unde, la noi învățători, de vin, sfarșici, omul din agricultură devine plitășnic și tot așa. Și când unii politicieni, idioți, altfel nu le pot spune, nu spune el, zic, tu nu promova că moldovanul a să devii svarșic și oricum a să plece pe psihotare. Eu zic, stai, azi omul, fără profesie, lucrează câștigă 1.500 de euro, din care 500 le trimite acasă. Dar dacă omul o să fie sudor, svarșic cu diplomă, el a zis că știți o pitiorcă de euro pe lună și înseamnă că el acasă a strimat 2.000. Zic, chiar dacă e pe urmă plec pe hotare, el se transmită mult mai mulți bani acasă. Ce înseamnă că noi deschidem școlile astea profesionale, de atâta că oricum a să pleci. Adică, ia că asta e trist. Încă un lucru. De ce trebuie să construiască un spital nou în orașul Bărț? Dacă acolo, de când s-a construit orașul, s-a construit spitalul,
Orășănesc, Balțacu, nu mai este Orășănesc, stă jumate de spital, neatins. Aici, aici eu sunt de acord cu guvernarea și o explic de ce. Spitalii, prima, trebuie scoasă. Doi, și blocul care l-ați văzut dumneavoastră, eu m-am dus să-l văd și ne-am pus mâini în cap. Deci eu am construit în viață mai mult ca mulți constructori și acei care din sală sunteți implicați în construcție, știți foarte bine. Că mai repede și mai ieftin construiești ceva nou, decât iei o clădire cărchetă, unde îți prăbușesc plițele, îi distrus, adică și ca termen și ca bani. Nou de la zero, cu tehnologiile de azi, îl faci cișa. Dar ați încerca a tăie acolo plițele, să schimbi plițele între etaje, asta e și ca termen și ca preț. Deci, nu, este corect de făcut nou. Eu în bols tot așa propunem că... Acolo, acolo e o... strică tot externul spitalului, înțelegi? Nu, foarte mult s-o dărâmii, s-o deie jos... Nu, asta s-o dărâmii e altă situație, aici sunt de acord. Dar nu trebuie să mai îmblăm cu cărchitul. Iată, eu azi în bols avem grădiniță, unde mă uitam bugetul să repare o grădiniță, 400.000 de euro, 8 milioane de lei. Eu zic, băi, dă pe lege, dați-ne voie să le distrug, că cu banii ăștia construiesc una nouă. Hai că adaugi 150.000 de euro, dar e făcut nou, modern. Voi, dorăcii care sunteți în construcție și construiți, reconstruiți sau reparați case veche, Doamne ferește, este așa un termen, în rus se spune scrâte defecte, care pe urmă apar. După ce înșechi a dat jos ștucăturcă, părinții apar încă multe probleme care nu le știut. Nu trebuie să repărăm grădinița sau orice clădire din țară, dacă să ne o facem nouă, să o facem nouă, trebuie de adăugat 20%. Noi azi avem multe sate, orașe. Eu mă uit că în unii primari, uite, satul meu are 800 de ani. Satul meu are 500 de ani. Scoi, nu spuneți la nimeni. Asta arată că noi 500 de ani n-am făcut nimic. Voi vă lăutați cu sute de ani, când poți să te lauți că satul are numai 30 de ani, dar uite cum arată. Apropo, noi cred că totuși într-o zi din cauza infrastructurii și în Chișinău, Bălți și multe alte orașe sate, la noi cam ar putea să apară deja orașul noi, cu un oraș nou îl proiectez deodată, cu țabă de canalizare, ca să te gândești la creșterea populației în 200 de ani. La noi azi, în același Chișinău, se construiește bloc peste bloc. Aici e privat, aici clădiri cu 20 de etaje. E un haos. Doamne ferește, nimeni nu e în calcul. Cât ați mai reziste țevile cele pentru apă? Țevile cele pentru apă nu poate să alimenteze încă 1000 de blocuri care apar și multe alte. De asta eu cred că la noi poate să înceapă orașe, sate. Noi am văzut proiectul ăsta. El e privat, satul german. Un businessman îl realizează în Moldova. Dar iaca, dacă el ați fac așa cum am văzut în video, imediat, cu grădiniță nouă, cu școală, terenuri de sport, fotbal, bazin. Satul și ala, într-adevăr, numai că la noi statul trebuie să ocupi. Să nu aștepteți vii un businessman să tărâi un miliard. Ori, ori două ca să o facă el. Cu țigările la noi în țară. Trebuie să vorbesc de țigări. Unul din lucrurile care o să fac, eu știu că sunt holdingurile mondiale care le produc. La noi țigările să meargă prin stat. Statul trebuie să controleze. De acasă, în Ungaria, doar statul. Cazinourile, în Italia, da, am vorbit cu cineva din cei prezenți. În Slovenia, am văzut. Statul le deține și le dă în arendă la agenții economici. Adică e controlul statului. Unii este stat, poate să fie revenit. Adică trebuie să fie, nu poate să fie. Suntem la lucru, suntem în voieți pe două, trei ori. Da, da. Nu, care se mai grăbește la lucrurile? Mulțumesc. Matare și zice, da, mâine se vede. Te spui să rădici cu 2000 de euro salariu pentru un deputat la lapă. Robotizată. Deci, haideți să facem... Eu, куда? Пытаться. Ходить.
фащему мик резумат, что до пастыря штивка о дискута держать. Вообще не бывает, дурежьте сынешней идеи дискуссии им приват. Его став аз, треба роман шпимыни, так говорю, ушеску, то с борбез компании. Прима, вещь. Гендица во врог, лавамини пикарье вец. Ну, двор, а еще даша кас. Скрецень во рог, луи, Мария, и сайту поржинат, ду пантонеря Деметалия, тирок, сады, птари, сын дуэ вамени, сын гата с организацией репрезентации. Вамени с верификацией, там ворбит курудили, вечини, куматри. Аста, дак но фащим бене, сокутец к партиду с фифуэры фундамент. Варе вин мулс, кум лизыки от розетные пассажиры, шпер монитризем ку сюрпризы. Воин фикари сад, штиц пщенева, вовес посибилитати, сыл верификацией, и штиц репутация, да когда нас воздимул така с вафла рудили, рекомендации к пион пимахалы, каря вес воин креди, что держа свидетельство с фии у абсолютно алпи ситуации. Чини димвой в одичиде, с фии мембру департит пивитва расяла, ну и ну бла маск, треба саратем, фикари царак, я как тю суди вами пизыт. Я не вру смотрезеск, ку 30 дими ди мембру департит, кумо фасевал департит. Что идеи знать, ни жди уамени ишта, ни жди капачтеса не вор, дориенца вор, шашама депа. Дяста прима рекомендации уамени, где и чесал для касса, кущини мне натолгнем с тем, где вор бы с восем структурой. Шидой, чей каль, вор, садиви, кутимпу, врез плекаться, кас, врез двинец, консильер, ам прима реденсат. Примар, десад, девораж, консильер муниципал, депутат. Ну, контязу, че не враз антуарком полиции, да, полукрат. Министерство агрикультуры. Рубрика кадровый резерв, коренной акума, сори, порнем. Денису, скажи, эту кнопку. Бутон кадровый резерв, коренной акума, рук, дух, здесь, дух, здесь. Салантуарк, не аппарат. Дечь, аксесас кадровый резерв, к ема депарке, импорцент педоминиум. Карис, экономист, полицист, агрикультур, доктор. Тинер, специалист, шашам и департ. Кыт, ну, инцелези мас, к мулску манспус, держа каресын, де мул тим паища. Шинумар сын туарка, дар мажоритате тотуш. Сын кареспон, да касам делу кракаса с монтор. Дяста бро, скриеца честя сивюр, келе сын импортант. Капиурмы, кынсо факут группу де авокат журешт, войск коммуникацин требой. Кну треба богат агрикультору, ку реформили жюстители шмута. Сейчас фи импорцис предуминиум, сейчас фи факутежа, групп, журишт, политишт, инженер, шитота шамай департ. Вами для фаши, унитация ка сын Монтунецку моему срена, дяка бизнес у ним за импликацива, даться репрезентанции в Оштрингу венш парламент, кю тут нас похотырыс к проблеме ли, дичь пификари думиниум, трецфи репрезентант вон где он доменил конкретно, а то сейчас фиребую. Не шо политчан нас полтораз к тете проблеме лекарисам. Деварище, ну, под сви тете, яка Игорь Николаевич, он хост уляк и доктор, пожалуйста, ну, не все ранца. Оф, аста. Дяста ее вам уцмест, каз гасетим, каз винит, вам уцмест, каз винит, мол, ден Милано, Верона, ден Алтевраша, от сфакут сути ди километри сажунис, asta este o demonstrare pentru mine și pentru toți cei care ne urmăresc că știți pentru ce și unde ați venit și cel mai important, vreți să schimbați ceva acasă. Vreți să participăm la o schimbare? O facem. De asta întâlnirea de azi eu cred că va fi un exemplu bun și pentru alte țări unde voi merge să discut. Eu asta o fac zilnic. Și în țară și în exterior. O să mă strădui, stau 2 săptămâni în Moldova. Он одул, дичь унес одуна, моему цануэштря колу сбор. Я как уман Чикаго, писте дул судью амень сва регистрат в Антунире. Адика, мерк, ну маше, а ноштри карьерау мул спичалиш, шни сбини, ка спринтривой шаись, к мул с вами плекау ден цара, ну дед ты так, ну спатривой, дед ты так, как аса наеву чфаши. Куман плекаш, ё ладу уж 3 дня ла Москва. К пыл ладу уж 3 дня, адика ладу уж 3 дня, когда рам шеф питайте вагуальный ресторан, дела калиферанты, Петру Вырста мере ранг функция прибуду его исполнили. Дар дупаста ампликат, к панцелезем, к отказ, со скинча ван царыш, с фиптерник, тресай бани ты, с нуди пинс деними. Вот это сама докюас дипендем, ди коммерсант,
Геруш, Европейни, Американцы. Фикари не СНД задание, усатый. Вот отца, вот отца, ян. Так, нас вот те, за по нас СНД нужен банк. Дешила был сега транспорядку. Ну, те ними сопроки, демини сын пропущава. Якая это ситуация? Ждясь там адрес, мы ну с тем, нам фоши, ну с тем контрола с денини. Как партия, а шек, welcome to партия Дуностром, вам мулцемест. Acum trecem să discutăm în privat, ieșim la terasă. Cei care doresc să ne întrebări, propuneri concrete, ne așezăm și cât trebuie să dăm. Cei care pleacă, încă o dată vă mulțumesc. Sunt sigur că vă faci multe lucruri frumoase. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim!